Bună seara, bine ați venit! Mă bucur că suntem într-un număr atât de mare, într-o seară dedicată memoriei din Mircea Nedelciu. 18 mai, țin să menționez, nu este o dată cu o semnificație aparte în biografia scriitorului. Am ales data aceasta pentru că nu pot invocate motive de neparticipare. Frigul, canicula, concediile, examene și așa mai departe. În același timp, este și un soi de revanșă pe care ne-o luăm pentru 2019, când se făceau 20 de ani de la dispariția lui Mircea Nedelciu și 2020, când Mircea Nedelciu a fi împlinit 70 de ani. O datorie a noastră de a umple acest gol, a fost și pandemia care a pereditat multe dintre acțiunile noastre. Așa că o să facem să nu uităm pe Mircea Nedelciu, un scriitor fără de care nici nu se poate discuta despre fenomenul 80-ist românesc, un nume marcant al literaturii noastre postbelice. Și ca să fie, să avem și o variantă mai concretă, mai palpabilă a acestei aduceri aminte, inaugurăm tot în această seară expoziția Remember Mircea Nedelciu cu obiecte, fotografii și documente ale scriitorului din arhiva personală, din amabilitatea doamnei Mira Nedelciu, care se află aici și cărei mulțumim, din arhiva Ion Dumitriu, prin amabilitatea lui Radu Dumitriu, cărei mulțumim și lui și salutăm, și din Arhiva Muzeului Național al Literaturii Române. Expoziția se află în spațiul de la demisol al muzeului și poate fi vizitată până la 30 mai. Aș vrea și vă propun să avem o seară a prieteniei, dinamică, cu mult dialog, așa cum mi-a fi plăcut din Mircea Nedelciu, pe care nu-l cunosc decât din cărți, dar așa transpare în prozele lui. O seară vie și ca să fie vie, o să folosesc și tehnica pe care Mircea Nedelciu a invocat deseori în scrierile sale și către care manifesta un adevărat interes. Vom vedea ceva mai târziu câteva declarații ale sale în acest sens. Așa că înainte de a începe orice discuție, aș vrea să urmărim o mică secvență video în care îl descoperim pe Mircea Nedelciu emoționat, vorbind despre el, cu ocazia lansării operei integrale Cel mai iubit dintre pământeni și în care vorbește și despre întâlnirea cu Marin Preda. Săptămâna trecută, un eveniment editorial de excepție a reținut atenția iubitorilor de carte. Ediția integrală a Celui mai iubit dintre pământeni, scris de Marin Preda. Lansarea la librăria Mihail Sadoveanu. În 1979 mă trezesc de data aceasta că fac parte dintr-o generație de scriitori ai literaturii române. Sunt probabil unul dintre cei trei care au debutat la Cartea Românească din ceea ce aveți să numească mai târziu generația 80 și probabil unul dintre puțini în această generație care a avut ocazia să debuteze chiar la editura Cartea Românească și să aibă o discuție de 5 minute cu Marin Preda în momentul apariției cărții de debut. Discuția mea cu Preda, pentru că doamna Magdalena Bedrășteanu era și redactorul cărții și mi-a zis că Marin Preda ține să-i vadă pe toți debutanții, indiferent dacă le-a citit sau nu cartea. Și la această întrebare nu voi putea răspunde niciodată dacă Preda a citit sau nu vreun rând din cartea mea de debut. Discuția a durat foarte puțin. Iar întrebările pe care mi le-a pus, pentru că vă dați seama că nu eu am fost cel care a pus întrebări, sunt din acea categorie a cuvintelor simple care nu pot fi numite nici în literatură, dar nici în afara ei.
Prin simplu fapt că la prima întrebare, unde ești născut, i-am răspuns că sunt născut într-o comună din Bărăgani, s-a creat un fel de complicitate a privirilor în care textele, marile mele descoperiri textuale, giumbușlucurile pe care le cercam în prima carte și de la care n-am renunțat nici până astăzi, mi s-au părut absolut nesemnificative. Față de acel succes, dar care nu ținea de carte, faptul că am putut să-i răspund că sunt într-o comună din Bărăgani. Următoarea întrebare a fost dacă pot să stau mult pe scaun. Direște, prozatorii știu despre ce e vorba, pentru că niciodată o carte de proză, un adevărat roman, nu se face timp în picioare sau în tren sau la o masă de cafea, da? Nu v-ați mie nu mi-a spus să schimb numele, un alt coleg al nostru de generație i-a sugerat să schimbe numele, dar nu vă insista mult asupra acestui lucru. Este vorba de colegul nostru care a semnat multă vreme cu numele Sorin Tomsa. Nu, mă trebuie că stau mult pe scaun și am spus asta din Fognă. Și pe aceste rânduri am însăilat un cuvânt de dedicație total neinspirat și fără niciun fel de zvâgnet. Vă mărturisesc că am cumva scrivit și vrut să mă retrag în copilărie sau în ceea ce am înțeles că este zona aceea care încă n-am reușit să descriem niciun din tine. Din păcate nu s-a lăsat văzut, dar ne-am bucurat de vocea de Mircea Nedelciu. Vor mai fi și câteva alte momente. Într-adevăr, imaginea n-a fost foarte bună de la bun început și nici sunetul. Dar cred că s-a înțeles câte ceva din ce a spus. Am auzit la un moment dat generația 80. Eu mulțumesc acum tuturor participanților, foști colegi, prieteni, scriitori și iubitori de literatură. Dar pentru că am auzit de generația 80 acolo spunând, o să-l invit pe domnul profesor Ion Bogdan Lefter să spună câte ceva, pentru că este criticul generației și prietenul lui Mircea Nedelciu și editorul operei sale. Mulțumesc, dragă Iuliana Miu. Povestea cu criticii de generații o mai discutăm. Bună ziua, bună seara! Suntem între zi și seară. Dacă veți mai da niște secvențe cu Mircea, se vor vedea probabil mai bine, pentru că ziua diminuează și seara crește. Ceva mai devreme, soarele era în nori și probabil că s-ar fi văzut mai bine, dar când a început filmul, soarele nu numai că a apărut, dar unghiul pe care l-a prins în traiectorie descendentă, a bătut în ecran. Și am avut un fel de combinație între Mircea cu noi și Mircea departe de noi. El a făcut o inginerie textuală, vizuală și a ieșit așa, îi auzeam vocea și îi recunoșteam felul de a gândi și de a vorbi și îl întrevedeam cu greu. Asta ca să mai adaug un pic de emoție la emoția pe care cred că toată lumea aici o simte, cu atât mai mult cei care au fost aproape de Mircea Nedelciu, care au trăit cu el, care au avansat în literatură împreună cu el și care până la urmă au trebuit să-l ducă pe ultimul drum. Sunt aici într-o adunare prietenească și de admiratori, deci și persoane mai tinere dintre studenții, studentele noastre,
care, da, nu au apucat să-l cunoască, așa cum Iuliana a spus. Iuliana ea însăși mi-a fost studentă și mie mi-a fost și doctorandă. A susținut o excelentă teză de doctorat, acum câțiva ani, despre Mircea Nedelciu. Sunt în această frumoasă adunare cu aer de familie. Multe persoane pe care simt nevoia să le menționez special. Ai făcut tu deja, Iuliana, în rol de gazdă, un pic din lucrul ăsta. Sigur că sunt aici, în primul rând, Petra și Kiki, soția lui Mircea și fetița lor, care acum a crescut mare, este și ea mămică. Mircea n-a apucat să fie bunic, dar într-un fel este acum. Mugur, băiatul lor, nu e în țară acum, nu? E la distanță. Sunt pe urmă aici oameni care l-au cunoscut în diverse momente ale vieții lui, unii de foarte de mult. De pildă, fostului coleg de facultate, George Cardaș, care și prieten bun. Și acolo lângă doamna. Și Ileana Flora, care și ea a fost colegă de facultate cu George, cu Mișa și Toma, despre nu știți pentru că n-au făcut literatură, dar ei toți au fost într-un grup mai larg, din care mai făceau parte Mircea Nedelciu, Gheorghe Crăciun, Gheorghe Iova, Sorin Preda, Constantin Stan, și alții și alții. Sunt aici, de pildă, Anca Dumitrescu și Vlad Epstein, doi din cei trei, Mircea a fost al treilea, sau doi din cei patru, dacă îl punem și pe Cătălin Țâplea, care și el atunci a fost conspirator, ei au gândit și au lansat târgul de carte Gaudeamus, care există și azi, e un mega eveniment cultural, foarte important pentru țara românească. Este aici Mariana Avanu, care e cunoscută pentru cariera ei mult mai vizibilă din postcomunism, de editoare, îngrijitoare de cărți și de extraordinare albume la editura Institutului Cultural Român, dar care înainte de 1989, împreună cu Petre Răileanu, lucrau la editura militară, cu care s-a creat la un moment dat, în ultimii ani din deceniul al IX-lea, o ciudată, foarte interesantă complicitate. Și acolo a apărut Zmeura de Câmpie a lui Mircea Nedelciu și alte cărți scrise, îngrijite de Mircea Horia Simionescu, Costache Olăreanu, Alexandru Vlad, Sorin Preda și alții și alții. Un fel de moment de autosabotare a sistemului. Editura militară publica în timpul regimului comunist, în ultimii ani comuniști, literatură pe care editurile supravegheate nu de armată, ci de stat, adică direct de Partidul Comunist, prea le mai îngăduiau sau le publicau eventual strâmbând din nas, cu măduri în gât. Și alții și alții, dacă mi-aș plimba mai cu atenție privirea, aș întâlni tot felul de, aș lărgi tipologia. Daniela Zerca l-a cunoscut pe Mircea și l-a invitat la televiziune acum multă, multă vreme, și așa mai departe. Prieteni vechi, colegi, Mara Chirițescu, Mara și cu Florin, regretatul ei soț, au fost prieteni cu Mircea. A venit și e acum aici în fața dumneavoastră și Florin Iaru, care a fost coleg la editura Cartea Românească, dar nu ca să fie editori, pentru că nu li s-au oferit posturi de redactori. Mircea era librar, vindea cărți
și Florin era gestionarul depozitului la subsol, gestionarul pachetelor cu cărți. Cristian Todorescu, împreună, mă tem că doar cu mine și eu ca intrus acolo, suntem singurii din desant care suntem acum aici. Mai sunt în viață, dar nu acum în seara asta noastră împreună. Daniel Pișcu a fost și el alături de toți acești conspiratori timpurii care au anticipat vremurile de acum. Și alții și alții. Gabriel Rusu a fost și el alături de Mircea și de toți colegii noștri. Iată, un critic al generației 80, cum ziceți voi, eu nu zic generația 80, eu folosesc alte titulaturi. Ce ai vrea tu, Iuliana, să spun eu despre ceea ce voi numiți generația 80? Mi-ai oferit microfonul și mi-ai terminat să fac asta. Poate că așa în... Ceva în, care să îmbine și prietenia și critica. Încă în deschiderea acestei întâlniri, poate că potrivit ar fi să îmbin prietenia și interpretarea. Cred că prima parte deja am îndeplinit-o într-un fel sau într-altul. Pot să adaug multe lucruri, am cunoscut îndeaproape, am petrecut mult, mult timp împreună. Mircea cu noi, ne-am și mutat la un moment dat la 100 de metri de blocul lor. Ne vedeam aproape de la ferestre. Așa cum Mircea s-a văzut și a petrecut mult timp cu mulți dintre cei de aici, el fiind un ferment, un mare prieten și un om fără rigidități, foarte deschis, foarte fără niciun fel de parapon, cum se spune, sau cum se spunea cândva. Și să adaug și ceva, o frază, un paragraf doar acum, dacă vine vorba, mai spun una alta pe parcurs. E foarte adevărat ce spune exegeta lui Mircea Nedelciu, Iuliana Miu, că nu se poate discuta fenomenul literar căruia el îi aparține fără el. El a fost un om cheie, un reper foarte important. Ce a povestit el, nu știu cât s-a auzit poate până în spate, despre scurta lui discuție cu Marin Preda, are multe tâlcuri. Nedelciu a debutat în 1979 cu Aventuri într-o curte interioară. Preda a murit în 1980. Deci a fost unul dintre ultimii debutanți ai cărții românești, a editurii Cartea Românească, sub direcția lui Marin Preda. Și povestea Mircea că Preda i-a pus întrebări mai degrabă de viață și simple, așa, ca între prozatori sau poate chiar ca între băieți, așa. De unde ești? Și Mircea spune că i-a dat, nu era aici, Florine. Mircea spune că i-a dat un răspuns foarte isteț, în stilul lui pișicher, al lui Mircea. Sunt dintr-o comună din Bărăgan, adică i-a dat răspunsul care să creeze complicitatea, pentru că și Preda era dintr-o comună, dintr-un sat din Bărăgan. După care ce-a urmat a fost în registre din ce în ce mai plebee. Poți să stai mult pe scaun, ca prozator, pentru că prozatorii se spune că trebuie să poată sta mult pe scaun. Dialog rapid, oarecum ironic, complice și într-un anumit fel testamentar, dacă cel în vârstă, marele clasic, se apropia de final.
și celălalt, tânărul, abia intra în literatură. Mircea a fost un deschizător de drum pentru valul literar postmodern care a impus postmodernismul în literatura română și toți colegii lui de proză în primul rând și noi toți ne-am raportat, toți colegii lui prozatori s-au raportat la el ca la o autoritate, asta însemnând tot ceea ce Mircea Nelâciu era ca prozator și ca om, adică un autor de foarte ridicată valoare. El e un prozator absolut extraordinar, ceea ce trebuie verificat și retestat mereu prin lectură și meseria universitară înlesnește lucrul ăsta. Eu am lucrat mereu texte de Mircea Nelâciu cu studenții, am recitit mereu, am îngrijesc și ediția de opere complete a lui, ceea ce a presupus relecturi și reinterpretări, și mi se pare uluitor cât de puțin sau deloc ferisabil e el. Pare scriitură de acum, are, nu știu, experimentalismul ăla impregnat în țesătura textului, în țesătura frazelor, dă vivacitate, o vivacitate care nu se stinge, nu se rigidizează în timp. Asta e senzația mea. Cine crede altfel, e liber să o spună. Nivel extraordinar de ridicat. El e unul din mari prozatori ai literaturii române, din totdeauna. Competențele lui de tehnician al textului erau de asemenea excepționale și toți colegii lui se verificau, îi dădeau să citească. Și el stătea de vorbă cu ei, spunându-le eventual dacă ceva îi se părea că nu merge, scârție în angrenaj, în felul lui, pentru că autoritatea despre care vorbesc se combina cu stilul lui foarte plebeu, de, poate că nu e foarte potrivit într-o evocare de asta, totuși, la un muzeu de literatură, dar aș risca. El păcălea de multe ori cu aerul ăsta de șmecheraș. Așa. El era nonșalant în orice situație. Vorbea de parcă niciodată nu și-ar fi pus problema că se poate vorbi și mai solemn, mai sobru, mai... Era conversațional tot timpul. Și zâmbea și frazele lui se... duceau într-un fel de râs chicotit al lui, care crea complicitate suplimentară cu cei din jur. Era un fel, deci, încerc să explic, încerc să improvizez, un fel de autoritate foarte apropiată, foarte caldă, foarte prietenoasă, nu genul de autoritate, nu știu, aulică, rigidă, de mari solemnități. Proza lui este colosală, ea adună practic întregul repertoriu de teme, tehnici, viziunea asupra lumii și a literaturii și a textului pentru o întreagă generație, ceea ce nu înseamnă că nu au merite extraordinare toată pleiada, toți prozatorii unei extraordinare pleiade. El a fost însă într-un fel și într-un fel cred că acceptabil de către toți colegii care ar fi putut să-i fie rivali în literatură, în arte. Există rivalități, orgolii, invidii. Pe el parcă nu-l invidia nimeni. Așa era de prietenos încât avea parte de un fel de recunoaștere de la sine. Era atât de evident talentat, era atât de evident hiperinteligent, era atât de dinamic și de flexibil, atât de prietenos și de plăcut, încât cine să nu-l fi iubit, cine să nu fi ținut la el. Deocamdată cred că e destul.
excelent prozator, dar și un... Mircea Nedelciu e recunoscut și prin proiectele pe care le-a lansat sau la care a luat parte. Domnul profesor a spus câte ceva despre... a menționat pe domnul Vladimir Epstein cu Gaudea Amusul. Ar mai fi și Aspro și Euromedia. Și acum aș vrea să urmărim, dacă ne va permite soarele, câteva momente din cu Mircea Nedelciu vorbind despre Aspro. Lumea literară românească a avut parte de un eveniment întâmplat foarte de curând. Constituirea Asociației Scriitorilor Profesioniști din România. Domnul Mircea Nedelciu este vicepreședintele acestei asociații și ca să aflăm despre ce este vorba, ne-am deplasat la sediul Euromedia, unde îl putem găsi în fiecare zi, rugându-l să ne spună ce este această asociație. Ideea unei asociații a scriitorilor care să se concentreze asupra profesiunii s-a născut, cred, în ultimii ani și punctiform în seara zilei de 16 mai, după adunarea generală a Uniunii Scriitorilor, care a avut loc la Teatrul Național. Unde se nasc ideile productive ale românilor și ale scriitorilor români, mai ales, decât la o bere în Cismici. Berea asta a avut loc după conferință. Da, da, și era un sentiment de dezamăgire față de ce hotărâse sau încercase să hotărască. În raport cu ce așteptau scriitorii. De, nu atât de așteptările lor, cât de nevoile lor reale, care sunt importante. Și un grup de inițiativă care s-a format ad hoc, cum ziceam, a zis, dom'le, dar ce-ar fi să creăm o altă structură care să se apuce să se ocupe de aceste probleme care sunt, după cum vedeți, de toate genurile și care privesc strict profesiunea, nu atât valoarea literară, etc. Prima problemă care s-a născut a fost aceea a tipului de structură, pentru că, din păcate, în statutul din 90 al Uniunii Scriitorilor este prevăzut că niciun membru al Uniunii Scriitorilor nu poate să devină membru al altei asociații de scriitori similară cu Uniunea Scriitorilor și cu personalitate juridică. Deci, în fond, scriitorul nu devine un scriitor profesionist în urma unui proces de formare, la capătul unei școli, obținând o diplomă de scriitor. Specificul profesiunii este că dintre oamenii care se nasc cu un talent literar, unii nu și-l descoperă, iar cei care și-l descoperă devin un fel de prizonieri ai acestui accident genetic care i-a făcut să aibă talent literar. Practic, nu este o voință personală de a fi sau nu fi scriitor. În situația asta se află de obicei mai ales veleitar. Noi, practic, suntem față de profesiunea noastră, suntem niște prizonieri, pur și simplu. După părerea mea, creația literară ar trebui să fie introdusă între valorile strategice ale unei națiuni. Pentru că, știți, strategie în sensul propriu. Apărăm un teritoriu, cumpărăm tancuri, elicoptere, etc., dar dacă identitatea culturală națională nu există, ce apărăm? Informația, identitatea culturală și circulația informației contează mai mult decât resursele materiale. Resursele materiale și bogățiile de subsol, acumulările de capital pot deveni praf și pulbere dacă sunt gestionate cu o informație incorrectă. Nu poți să gestionezi corect o informație dacă nu ai o identitate precisă.
Și pentru că am zis de librăria editurii Cartea Românească, unde Mircea Nedelciu a lucrat din 1981, aș vrea să-l invit acum să ne spună câteva cuvinte pe domnul Florin Iaru, care a fost coleg. Mulțumesc! Înainte de toate, trebuie să vă spun că oamenii pot fi talentați sau netalentați. Poate să aibă geniu sau poate să fie niște veritați. Și nouă ne place să ne împrietenim cu celebritățile, cu valorile. Păi am să vă spun un alt lucru. E mult mai bine să ai prieteni. Prieteni adevărați, devotați. Și înainte de a fi un mare scriitor, Mircea a fost un foarte bun prieten. În primul rând un prieten. Un om care a dăruit întotdeauna celorlalți din jur. Mie mi-a dăruit destinul meu de gestionar la Cartea Românească. Cum a făcut, nu știu să vă spun, dar trebuie să explic că într-o vreme, la Cartea Românească, la depozit, lucrau 3 sau 4 scriitori. Mircea Nedelciu, eu, Călin Angelescu și Dan Stanciu. Călin Angelescu și Dan Stanciu cărau cărți, le mai căram și eu și le duceam din depozit până mai sus. Și cărau și prietenii, iar Mircea era librar. Librar, coleg cu un tip pe care îl cheamă ca pe ăla de la Banca României, cu Florin Georgescu. Florin Georgescu era cel care ne turna pe noi. Trebuie să vă spun, da, l-am descoperit într-o sâmbătă lucrătoare. A venit insul de la SRI, de la, cum dracu' e chema? De la Securitate, așa. Am și uitat, ce frumos trece timpul. Și vedem pe Florin Georgescu, care ne asigură după aceea că a scris numai bine despre noi. Cam așa era viața. Cei care au trecut pe acolo știu că în librărie erau niște trepte, urcam pe trepte și jucam table de dimineața până seara. Și mai veneau din când în când clienți, iar Mircea îi măsura din ochi. Bă, ăsta citește sau ăsta vrea doar să cumpere cărți? Pentru că și pe vremea aia erau, de fapt, numai pe vremea aia, erau inși care investeau bani în cărți. Se le pună frumos în bibliotecă, nu citeau nimic, dar era o valoare de schimb. Iar noi dezvoltasem un sistem prin care îi supravegheam și măsuram din ochi pe cei cu talent, cu talent de cititor, și pe cei fără talent de cititor, pentru că cei fără de talent de cititor vedeau și cereau numai cărțile celebre. Iar cititorii cerau cărți mai puțin cunoscute, despre care noi știam că sunt cu adevărat mișto, simpatice, că au ceva în el. Explic repede. În 83 eu eram șomer, de vreun an și un pic, și trecând de la Cartea Românească, mă duceam la Ministerul Învățământului să scap de diplomă ca să mă pot angaja în industrie, ca cărător. Așa cum a fost și Gheorghe Iovan. Și am nimerit la librărie, tamân când fostul gestionar fusese prins cu o lipsă de 40.000 de lei în gestiune și Mircea m-a întrebat, n-ai vrea să fii tu gestionar? M-am uitat la mine, trebuie să vă spun că în istoria mea am pățit multe ca șef. Am fost șef peste o școală și într-un an de zile mi s-au furat așa 12 bănci, 3 covoare, 27 de scaune și laboratorul de fizică. Deci vă dați seama ce bun gestionar aș fi putut să fiu. Sigur că n-am băgat nimic în buzunar, dar eu am zis, în definitiv, ce să fur din școală? O băncuță. O băncuță, da. Și Mircea a vorbit cu Bălăiță, de Bălăiță a vorbit cu Dere Popescu, m-a chemat acolo, Dere Popescu a zis, bă, eu aș avea altul. Hai mă, iar, și abia atunci Mircea a zis, luați-l pe Iaru, că Iaru e mai bun. Probabil mai bun ca scriitor. Și așa m-a ajuns gestionat. Eu pe Mircea l-am cunoscut în facultate foarte puțin. Eu intram, el ieșea. Era deja o legendă, era grupul lor, al textualiștilor. El, Iova, Ene, Paraschivoiu, ei erau categoria acolo, elite.
noi eram începători. Prietenia mea cu Mircea a început din 83, când m-am angajat la Cartea Românească. Și nu numai atât, Mircea mi-a făcut cunoștință cu un viitor și în momentul de față a fost prieten cu Ion Dumitriu, unde se strângea elita textualisto-poetică a anilor respectiv. Ne strângeam în atelierul lui și discutam de dimineața până seara. Dumitriu, Ion Dumitriu... Nu, când intram în atelierul lui, Ion acoperea întotdeauna tabloul cu o pânză, să nu vadă ce lucram. Știu, nici nu-mi dau seama când lucra. Și după care ne apucăm de discuție. Deci prima chestie a lui Mircea era, dacă îi dădeai un telefon lui Mircea la 12 noaptea, la 3 dimineața, Mircea, am nevoie de ceva, el sărea din pat. Eu țin minte, odată eram cu el într-o deplasare și nu știu ce dracu mi-a trecut mie prin cap, dar Mircea dormea. Cred că era 12, 1, 2, 3 dimineața. Mircea, zic, aș avea nevoie. Mă, odată deschidea ochii, zice, ce? Ca și cum ar fi stat doar așa pe gânduri. Nu avea nicio clipă de ezitare între somn și trezire, ca și cum s-ar fi gândit tot timpul în timp ce dormea. Al doilea lucru era foarte atractiv, era felul extrem de ironic prin care își trata anumiți șefi. În timp ce cu Bălăiță discuta de la egal la egal, cu Nicolae Frânculescu, directorul administrativ și romancier, vă spun o poveste, acest director administrativ și romancier scria romane cu negrișori. Adică cu ghostwriters. Adică erau unii care ofereau marfa și el o publica numele propriu. Nu știu cât plătea pentru treaba asta, dar se pare că acest director adjunct nu prea înțelegea ce scrie în cărțile lui. Și zice Mircea, mă țin minte, Mircea, vine Frânculescu, am scris una extraordinară. Ce, domnul Frânculescu? Zice, am o imagine cu niște corpi care se pierd în soare. Foarte interesant, zice mie Mircea, adică zboară. Nu, dă frate, se pierd acolo în soare. Cam astea erau discuțiile. Și în general, de când librăria devenise un mic centru cultural, nu interzis, dar nici foarte oficial, toată lumea trecea pe acolo, până și redactori. Venea Mircea Ciobanu, vedea Florin Mugur, vedea Geta Dimisianu. În general, veneau șefii, cum nu se vedea nicio altă întreprindere socialistă, veneau șefii să discute cu subalternii chestii literare. Și în iarna lui 84-85, când a fost foarte frig și au crăpat caloriferele, aveam o fotografie cu curtea plină de elemente de calorifer, iar eu, Mircea Mihăieș, Dan Stanciu, stăteam într-o duminică, pentru că nu muncisem sâmbătă și fuseserăm chemați duminică la muncă și eram după o băută de sâmbătă noaptea. Cine nu bea sâmbătă când e liber? Astfel că stăteam pe trepte și eram foarte amărit și abătuți și eram înconjurat de calorifer. Bun. Și în momentele alea se retrăgeau toți la mine sub pământ. Sub pământ erau 4 grade. 5 grade, era călduț și acolo aveam o butelie mică de aragaz și fierbeam vin și țuică pe care le aduceau. Toate lucrurile astea erau aduse de prietenii noștri, tineri scriitori și mai puțin tineri scriitori care veneau din toată țara și acolo se strângeau. Și încingeam câte o băuturică, vin fiert, nu vă faceți, deci nu pleca nimeni în 4 labe, și puneam din nou de discurs. Deci cam asta era atmosfera de la Cartea Românească. Noi punem întotdeauna țara la cale. Ăsta e bun, ăsta nu e bun, aici nu e cu ieșire, aici să vedem ce se întâmplă. Și cum ne apropiam de anul 89, fără să știm de ce ne apropiam, plutea ceva în aer. Și țin minte și acum o întâmplare extraordinară, s-a petrecut evident la Ion Dumitriu în atelier, unde venea Bedros Horasangian, Gabriela Adrameșteanu, Cristi Teodorescu, ce să mai vorbim. Ce să mai vorbim? Crăciun! Dar cine nu venea acolo?
Ăla era centrul 2 de putere. Și pe 1 decembrie sau 2 decembrie 1989, cu puțin chef, eu mă îndreptam pe la ora 5-6 cu o sticloanță de vin găsită cu greu la Casa Scriitorilor spre atelierul lui Ion, unde să bem cu toții frățești. Mă întâlnesc cu un milițian. Și eram cu regretatul, nu Vasile Vlad, cu... Ah, în fine, nu contează. Nu, mă, nu, cu Vlad, de la Cluj. Alexandru Vlad. Doamne, ferește. Alexandru Ardelean cu minte. Eu, Sandu Vlad. Sandu, om cu minte. Când vedea milițianul, încep pe lângă perete, că nu se știe ce se întâmplă. Dar eu eram cu chef și m-am înfipt în milițian și am zis, mi-am pus mâinile în șoduri ca o țasă și am început să răcnesc la el. Ce mai face prietenul tău Honecker? Tocmai căzuse Honecker în Germania. Sandu, când auzi, a început să tragă de mine. Aaa, zic, lasă să răspundă, zic eu. Ce mai face prietenul ăsta Honecker? Mă smulge, frate, și ajungem la Dumitriu. Ei, aici vreau să vă spun că să explic de ce, dincolo de prietenia, care e un lucru firesc, era un lucru firesc la Mircea, era și mai interesantă, mai interesant felul lui de gândire total neconvențional. Atunci am avut o ceartă teribilă. Ne-am certat pe viitorul României. Habar n-aveam că va fi un viitor al României, dar simțeam, văzând cum cad toate în jur, mă, se va întâmpla și la noi. Poate peste 10 ani. Ne zicea, hai că la 45-50 de ani mai prindem și noi ceva din libertate. Dar eram sigur că se va întâmpla. Și Mircea ne-a potolit. Zice, mă, copii, voi ați nebunit, orice s-ar întâmpla și se va schimba, tot Partidul Comunist va fi la putere. Cum așa am sărit noi? L-ai nebunit! Nu mai e. Și explică foarte jos. Ca să poți să-ți practici meseria în toate domeniile, în chimie, fizică, matematică, inginerie, trebuie să fii membru de partid. Eventual, unul puțin mai răsărit ca să poți înainta în viață. De aceea, în momentul de față, a explicat el, cam toți care sunt specialiști în ceva, sunt și membri de partid. A fost un scandal monstru. Mircea, ești un tâmpit, i-am zis. În viața mea nu mai discut cu tine, vine libertatea, poate vine libertatea, și tu tot ții cu asta Gaia Mați. Ca să vezi, el avea dreptate. Nu, acum știm că a avut dreptate, deși am visat câteva zile de rând. Cam asta făceam noi la Cartea Românească și jucam table mult și țin minte, întotdeauna Mircea ieșea în întâmpinare, vă povesteam despre cărți. Acolo era un regim preferențial. Deci când apărea o carte cu răspândire în public, cum ar fi fost Palera, sau cum ar fi fost Jurnalul de la Pătinș, în ce țară credeți dumneavoastră că există o carte de filozofie sau de eseuri filozofice care să se tipărească în 50.000 de exemplare și să se bată lumea pe ea pentru gata să plătească preț dublu sau triplu? Numai în România se putea așa ceva. Și atunci conducerea ascundea cărțile. Și erau prevăzute cărțile pentru miliție, pentru securitate, pentru doctor și pentru partid. Erau calupul mari de cărți. Iar noi, oameni inteligenți ce eram, falsificam bonurile care veneau de la conducere și eu și Mircea. Scriam la bonuri și desemnam ca Frânculescu, ca Bălăi. Și te mai vir că miliție e tâmpită. Și dădeam cărțile amatorilor de cărți. Cu multe din aparițiile astea. Gândiți-vă, s-au tras 50.000 de exemplare din Marin Preda, cel mai iubit dintre pământeni, și pe piață au plecat 15.000, restul 35.000 le-am dat noi din depozit la prieteni și la oameni, sigur, noi mai puțin, librarii mai puțin și gestionarii mai cuminței. Dar conducerea dădea cu pachetele unde?
la securitate, la miliție și la partid. Citeau aia, mamă ce mai citeau, vă dați seama. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, Mircea, după Revoluție, a avut de îndată nu numai ideea lui Euromedia și Aspro, a mai avut o idee interesantă, a vrut să devină vinificator, viticultor, să-și facă propria marcă de vinuri. Stătea și cugeta și citea cărți și îmi explica, de la el știu explicația de ce e aia un vin bun. Zice așa, iei o vie, o îngrijești țaiz, aduci niște fete curate, virgine, dacă se poate, spălate pe picioare și le pui să calce strugurii. Curge-i frumos pe jgheab, curge mustul pe jgheab. Ai niște butoaie pe care le-ai pregătit extraordinar, le-ai dat cu surf, le-ai aerisit, pui la temperatura potrivită, asculți, transferi în sfârșit vinul în sticle și chem prietenii la masă. Și pui vinul pe masă și toată lumea închină, beau și toată lumea îi spune că vinul este foarte bun și nimeni nu scoate nicio vorbă. Deci vinul e prost. Asta era teoria lui și țin minte că discutam la Fundulea de multe ori despre... zic, astea-s visuri, frate, nu se poate niciodată. Ei bine, Mircea ar fi făcut toate lucrurile astea dacă un eveniment absolut îngrozitor din viața lui nu l-ar fi împiedicat. Și nu există un regret mai mare pentru un om atât de viu și de mobil și de... în mișcare, într-o mișcare browniană controlată, să fie țintuit de un scaun. Țin minte când eram în Franța și am aflat despre boala lui Mircea, ceva s-a rupt în mine. Și Mira, care e aici, de fapt. Hai. Nu, nimic. Ok, asta. Și acum un moment pentru cei mai tineri dintre noi care își imaginează că scriitorii au scris, ca să citesc acum cu pana de gâscă, ceva din familia cibernetică lui Mircea Nedelciu. În familia cibernetică Nedelciu, el e ultimul venit, cel mai performant, bineînțeles, utilizat însă mai mult de primul venit, adică de fiul cel mare. Eu mă servesc de el numai pentru poșta electronică. Tocmai am luat acum și văd că am mesaje de la Pristanda, care este poetul Florin Iaru, ăsta e pseudonimul lui pe internet, de la sociologul George Voicu, recent intrat pe piață cu o carte despre pluripartidism, de la un editor din Ungaria, Gheza Savai, de la Gerhard Ceica din Germania, care este unul dintre organizatorii prezenței românești la Târgu de Carte de la Leipzig anul ăsta și povestește ce s-a mai întâmplat. De la Jan Willem Bos din Olanda, unul dintre puțini olandezi știutori din limba română. Bună, de la Silviu Lupescu, de la Polirom, directorul editurii Polirom, și mai departe. Ceilalți membri ai familiei cibernetice sunt în ordine primul venit un Macintosh, destul de slăbuț așa, cu care însă, fiind cel cu care am început să lucrez, continui să scriu textele pe el. Și între cele două, mijlociu, un cadou pe care mi l-a făcut partenerul meu francez, știindu-mă destul de leneștea să mă ridic din pat când am pe idee și să scriu, mi-a făcut cadou un powerbook, un mini-calculator pe care pot scrie și în pat. Servența face parte dintr-o emisiune pe care a realizat-o doamna Daniela Zeca Buzura, care se află alături de noi. Este filmată în 1999
și aș vrea să ne uităm la câteva secvențe față în față cu autorul și buzunarul cu prieten, în care unde să vedeți pe unele figuri și de aici prezente acolo. Cura ta, întâlnirea cu autorul tău preferat, numai la față în față. Bună seara tuturor prietenilor noștri. Vă spune ca de obicei Daniela Zeca la obișnuita noastră întâlnire de la față în față cu autorul. Ei bine, ne aflăm într-o casă primitoare la prozatorul Mircea Nedelciu. Am primit așadar o lecție despre naturalețea de a fi creator, pe care, iată, vă împărtășesc. Și ieri va fi o zi, avertizează un titlu al prozatorului, și apoi imediat o mărturisire din amendament la instinctul proprietății. În lipsa unei povești personale, ești nevoit să te umpli de poveștile altora. Romane de amor, schimbări de titluri de proprietate. Burdușit de poveștile altora ca un palimpsest, Mircea Nedelciu are desigur povestea proprie. O scrie, o rescrie, mai adaugă ceva, șterge apoi un cuvânt și citește totul din nou, printre rânduri. Domnule Mircea Nedelciu, bună seara! Seara, bine ați venit! Joaca de biografiile, până la urmă, este literatura. Eu am amestecat adeseori elemente din biografia personală cu trăirile personajelor, deci nu m-am sfiat niciodată să recunosc lucrul ăsta, chiar l-am subliniat în text uneori, până și în note de subsol. Am, pe de altă parte, am mers până la experiențe de genul acesta, alegându-mi din realitate un personaj și crezând că pot să scriu o proză despre o întâmplare care a trăit-o el, am scris proza și până m-am dus și am spus personajului, domnule, ești de acord să o public? Și el a dat în scris că e de acord și atunci proza a apărut așa, plus textul personajului. Nu sunt dintre cei care se sperie de tehnică. Am auzit mulți colegi de-ai mei zicând că ei nu pot să scrie decât cu creionul bine ascuțit, cu stilou, cu pană de gâscă. Asta chiar exagerat. Însă eu cred că proza este tehnică în sine. Este, de fapt, o tehnică de persuasiune. Limbajul este considerat instrumentul, literatura, în general, este, de fapt, un fel de tehnică. Iar în ce mă privește, am avut chiar o tentativă la terminarea liceului. Prima mea încercare la facultate a fost ca dumneavoastră să fiu operator de imagine. Numai că am căzut la probele eliminatorii. Și am mai avut timp să mă înscriu la filologie, mă rog, în gramatica Academiei și dând o pagină, citind o minune. Da, m-a servit la ceva. În orice caz de tehnică nu mă tem, ăsta este MAC-ul pe care lucrez de circa 6 ani și de curând am primit cadou un powerbook cu care pot lucra și în pat. Mă rog, se poate lucra cu el și la pădure și în orice alte condiții. Sunt un autor experimental, cred, din naștere. Nu am ales să fiu experimental, ci invers. M-am trezit că devin autor datorită gustului meu pentru experiment, care s-a manifestat probabil de la jucat un praf altfel decât la ceilalți, până la adolescență, unde, mă rog, orice adolescent vrea să fie altfel decât ceilalți, dar eu treceam uneori dincolo de limitele admise de școală, de părinți, etc. Ce am fost o excepție în multe cazuri și în felul ăsta m-am trezit autor experimentalist, ca să zic așa. Povestitul în sine, deci narrativ, activitatea este o activitate la fel de răspândită ca respiratul sau ca mersul pe jos. Toată lumea știe să și povestească, dar sunt
mii de feluri de a povesti și cred că încă de mic, ascultând povești, am fost un foarte bun ascultător de povești, oricine s-a apucat să povestească în jurul meu, ascultam cu mare atenție și eram aproape că nu mă interesa conținutul poveștii, ci strategia înaintării lui în poveste. În ce moment introducea un personaj sau alt personaj. Deci ăsta a fost mecanismul pe care, când am descoperit în facultate naratologia ca știință, am, cum să zic, am devenit un fan al acestei îmbinări între artă și știință, care este naratologia. Așadar, am auzit, avem ocazia, doamnelor și domnilor, să cunoaștem un personaj în carne și oase, este alături de noi, este domnul Murivale, despre dumneavoastră era vorba, care a făcut personajul din probleme cu identitatea, faceți-mi pe aceeași temă. Dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte. Da, iată, suntem și în direct. Transmisiune directă. Ziua la librărie. Da, am făcut o expoziție la Mircea Nedelcea a venit la Bistrița, la Tinele Rebreanu și m-a invitat să fac o expoziție. I-am invitat la mine într-o cămăruță, stăteam la o doamnă, unde aveam tablouri despre peisajul de la Ipotești. Și Mircea mi-a spus, nu vrei să facem expoziție la București, la librărie. Știu că acolo a făcut Ion Dumitriu o expoziție. A venit și Ion, domnul Costache Olăreanu, Alexandru Vlad. Eu atunci le-am povestit cum am fost la mormântarea la Nichita Sănescu și le-am tot povestit. I-am condus spre gar, în tren. Mircea s-a pornit trenul și Mircea la fereastră zicea: băi, Murivale, îmi dai voie să scriu ce mi-ai povestit? Da. După ce am venit la București cu un camion de lucrări pe care le-am expus la galerie, la librărie. Bineînțeles, Florin ne-a aruncat 1000 de la fileu, că nu mă tot întrebam cum îl chema pe scriitorul acela, Nicolae Frânculescu. Da. Abia acum mi-am adus aminte. Și trebuie să vă spun ceva ce mi-a făcut Florin. Începeți că Frânculescu vrea să-ți cumpere tabloul ăla cu casa lui Enescu de la Ipotești, care era într-o urmă imensă, albă, un peisaj de iarnă înfrigurat, mult alb și albastru, frig în tablou, și zice, Frânculescu, ai scris place tabloul, dar l-ar vrea primăvara. Și m-am dus în spate acolo, unde avea zbuie mai ținite, și mă apuc și pictez din iarnă, îl fac primăvară. La comandă, dar am făcut o prostie, bineînțeles. Dan Stagiu, care este grafician, se uită la mine, el a înțeles că eu fac o gafă, n-a zis nimic, l-am terminat, a venit Florin, care s-a uitat, să zic, l-a chemat pe Frânculescu, Frânculescu s-a uitat, domnule, e frumos, dar parcă era mai frumos iarnă. Florin zice, domnul Frânculescu, acum ce facem? L-am pus pe om să-l transforme în primăvară și acum îl vrei iarnă, nu se mai poate. Nu știu ce să vă povestesc despre Nedelciu, oare ce să-mi vină mie așa? Pentru că sunt acum au trecut 20 de ani de când nu mai e, dar sunt, cred că, vreo 35 de ani de când eram acolo. În schimb, trebuie să vă spun un vis pe care l-am scris și în care, în visul ăsta, erau câțiva oameni, visul ăsta mi-e foarte drag, pe care îi cunoșteam, dar totul se întâmpla în demisol la Florin Piaro. Și cred că personajul căruia eu îi duceam bucăți, adică manuscrise, de-a lui Trante Coșovei, din cartea lui Bătrânețelul unui băiat cu minte, Florin, în visul meu, era undeva acolo contabiliza. Nu mai vindea cărți, vindea cojoace. Și vine Traian și zice, măi, Murică, bă,
Băi, lui Ștefania, eu un frig afară din câte vezi, băi, vrea și eu un cojocel. Și eu îi fac semn că domnul de la fereastră, el răspunde. Și Traian a venit cu un manuscris din bătrâniciului poet, unui băiat cu minte, mi-a dat manuscris, eu îl întindeam, personajul îl întindeam la o mână și arătut din să iau cojocelul. Și bineînțeles, Florin contabiliza acolo. Mai bine încă o dată. Și zice, mori, am niște colegi care stau așa apiturați acolo pe lângă fereastră, cum e aici la Demisovat. Și Florin se jenează, să intre. Era Stratan cu Mircea Cărtărescu. Bineînțeles, cu un manuscris din bătrânețe, din băiat cu minte, din deam. Nu vedeam tipul, cred că era Mircea Nedelge. După care mai vine încă o dată, zice, băi, Murică, e un frig afară de noi, ia-mă și tu un cojocel. Și bineînțeles, el plătea cu acel manuscris din bătrânețe, din băiat cu minte. Nu știu, zice, oh, am scris poemul ăsta pe computer și cine credeți că l-a văzut? Cred că ne trecem. De ce? L-am scris la cald, cum ar veni. M-am trezit, visul mi-a plăcut, l-am scris. Bref, computerul a ieșit din alimentare și s-a blocat și am pierdut tot textul. Și l-am mai scris încă o dată, dar n-am mai scris, a fost scris la căldura aia a gândului. Într-un fel, înțeles cum este și scriitorul, scrie atunci când îți vine, așa e și pictorul, în fața pânzii, atunci ai reacțiile respective, conexiunile, fluxul ăla de gândire care vine atunci. Îi mulțumesc lui Florin, așa, pentru că eu mai ajutam la cărat cărți acolo, în Demisov. Țin minte că vine așa cu tone, exagerez, din cel mai dintre pământeni. Mai erau tone. Și, da, tone, eu l-ajutam la cărat și Florin la un moment dat, eu stăteam undeva foarte prost. Și zice, ia mai mori și tu, că și tu ești de-al nostru. Nu, n-am zis așa, dar mai frumos a spus. Mai de tinerețele noastre. Nu știu ce să mai zic despre Nedelciu. Am făcut niște portrete, le puteți vedea pe Facebook. Am vrut să le aduc, da? Atunci, fac un portret, întrerupem okay. Această transmisiune directă și dăm microfonul unui prozator care ar putea să folosească încă o dată acest personaj și anume lui domnul Cristian Teodorescu. Bună seara! Văd aici o mulțime de oameni cu care m-am împrietenit grație lui Mircea. Avea un talent, în afară de talentul de scriitor, un talent din ăsta de a apropia oamenii și de a le propune câte ceva. Dacă mai țineți minte cei de vârsta mea, cenușiu anilor 80, 70, 80, în momentul în care venea câte cineva cu o idee, cu o proiecție asupra, diferită asupra lumii astea negrite, de rele, de rău, de tot ce vreți de-a voastră, chestia asta te făcea să te simți altfel și dintr-o dată parcă începea o sărbătoare la mine în suflet, la Iar în suflet, la Călin în suflet. Mircea avea talentul extraordinar de a proiecta viitorul ca și cum te-ar face să-l simți lângă tine și de asemenea știa să te facă să-i pipă ideile. V-ați citit toți cărțile lui. Ați observat că atunci când Mircea vorbește, scrie, scrisul lui era de o oralitate extraordinară. Atunci când vorbește, mă întorc despre câte ceva, obiectul ăla,
iese din umilința lui și se transformă în simbol. E unul dintre cei mai mari creatori de simboluri din literatura română, pornind de la obiecte din astea pe care n-ai da nicio ceapă degerată. Aduceți-vă aminte doar de titlul acela care părea ciudat la prima vedere, Zmeura de Câmpie. Cum adică Zmeura de Câmpie? De Zmeura nu e la Câmpie. Și mie ce ați explicat frumos, există Zmeura de Câmpie și te făcea să înțelegi cum e cu boala asta a transplantării. Mircea însuși fiind un om transplantat. Mircea aparținea în mai mare măsură, cred, casei lui de acolo, de la Belciugatele, decât de la fundul ăla, parcă. Belciugatele? De unde? Bunica era de acolo. Nu. De visul lui. Da. Așa, și în momentul în care a venit la București, părea cât se poate de bucureștean, era mai bucureștean decât mulți bucureșteni, însă ceva din el rămânea undeva departe de lumea asta și de la un moment încolo ciudățenia face sau nefericirea destinului lui că începuse să simtă departe și de gospodăria lui de acolo, în care mai venea câte unul de fura, mai făceau tot felul de chestii din astea și la un moment dat, doamne, s-au găsit niște oameni lui Dumnezeu de acolo, de a omorî cățeaua, Coli. O frumusețe de cățea era, o raritate. Cineva l-a întrebat, mă, ne-a Mircea, nu mi-a vins? Păi să-i explic cum știu eu, cățeaua mea, nu știu ce. Și mai voiau și alții de până. Sat de acolo, de pe comună, de acolo să-i cumpere cățel. Și până la urmă, bă, dacă nu pot să-l am eu, păi să nu mai apă nici nedelciu. Chestia asta l-a scârbit cu un pic. Și l-a îndepărtat de oamenii ăia cu care alminte fusese foarte apropiat. Zice, bă, unul dintre ăștia, dintre prietenii mei, oameni cu care stau de vorbă, mi-a făcut chestia asta. Și în 90, când începuse unul dintre foarte, foarte puțini care și-au dat seama că începem o lume nouă, dar o începem strâmb, a fost Mircea. Și chestia asta l-a făcut de asemenea să pătrundă în ea cu reticență, apărându-se cu umorul, cu ironia lui și spunându-ne sau spunându-le altora, mă rog, că întocmirea a început rău, dacă mai țineți minte. Ăștia vă rog, timiști, da, bă, Mircea, dă-și revine pe parcul, zice, de unde vreau să-și revină, mă, dacă încep prost, nu pot să continui decât și mai prost. Mă tem că am dreptate. Dar el avea totodată și talentul ăsta de a masca, de a-și masca suferințele, încât în afară de faptul că atunci când ne duceam în vizită la el în ultimii ani, doamne, el ne consola pe noi că mai aveam câte o gripă, câte o răceală, câte o nu știu ce, așa, și părea în permanență îți dădea impresia că acum se va ridica din fotoliul ăla în care stătea și că va ieși cu noi să mergem undeva la o bere, să... Și ceea ce îl făcea iarăși foarte, foarte, foarte special era că știa să-ți spună lucruri neplăcute cu o tandrețe din asta aparte, încât atunci când îi spunea cuiva, bă, vezi, nu prea merge chestia asta, referindu-se la câte o povestire, la unor chiar la câte un roman. Bă, ai luat-o aiurea pe aici, pe nu știu unde. Omul nu se simțea spre deosebire de criticile venite de la alții
Dar când te critică cineva, când îți spune că nu ți-a ieșit textul pe care l-ai făcut, ți se pare că a devenit dușmanul tău pe viață și că de fapt era dușman că de mult înainte și că de-abia acum s-a dat în vilani. Și Mircea spunea lucrurile astea și cu umor și cu înțelegere și dacă ți se părea în crunt sau mai știu eu cum, spunea, lasă, bă, să mai scrie altceva și o să fie în regulă. După care mai zicea și bă, și dacă îți dau acum peste picioare, astea, dintr-o zi, tot vreau să sări mai sus, mai ținut. Și apropo de felul în care îi zbutea să se descurce și de inteligența cu care pricepea lucrurile, lucruri care pentru el erau noi nouțile. Așa? Ne ducem odată la pescuit cu Mircea Sântimbreanu. Mircea Sântimbreanu, un alt pescar din ăsta experimentat, o mie de lansete, cum știu ce. Mircea avea o... de-abia se luase o puniță din asta de bambus și o plimba de acolo-acolo, era și mucul cu el. Balta mare, nu prea trăgea și Mircea umbla de acolo, acolo, pe punița, pe acolo, pe acolo, pe dincolo. Dom'le, asta e o metodă recomandată în manualele de pescuit, pentru că atunci când nu trage, să te duci să-l cauți. Așa, până îl găsești. Așa, până îl găsești. Și singurul dintre noi care a prins un crab atunci a fost Mircea cu fundița lui în care nu prea știa nici bine nici cum să facă viermele pe cârlic, atunci am învățase și la sfârșit, când am fiecare să mă lăuda cu ce prinsese, cel mai ghinionist prinsese tocmai domnul Sântimbreanu cu denumăratele lui lansete și Mircea arată crapul ăla lui de 9 kg să fi fost, de bietul Sântimbreanu zice, mă rog cu începătorul lui. Ce era simțită. Și atunci când vorbeam despre literatură, la el în camera aceea de pe Dionisie Lupu de la ultimul etaj, vorbeam despre diverse chestii, inclusiv de tehnici din astea mărunte, și el îmi spunea, ce, băi, eu fac uite așa, eu spunea, zic, băi, eu fac altfel. Mă rog, în anumite privințe însă eram pe deplin de acord. Că e mai bine să scrii la mașină. Pe vremea aia, dacă mai țineți minte, Călin, Florin, doamne, scriitorul, când te auzea scriitorul român consacrat, când te auzea că scrii la mașină, doamne, să uita la tine cu dezgust, de parte ai fi încercat să mănânci cine știe ce chimicală în locul produsului adevărat. Și una dintre trăsăturile obzeciștilor era că își cumpărau unul după altul, își cumpărau mașini de scris. Era și greu. Bă, adevărul e că era greu, că unul începuseră să nu se mai găsească. Când începuseră noi să alergăm după ele, nu prea să mai găseau ele, pe urmă trebuia să te duci și la poliție cu o cârtie din asta completată, băteai la mașină, așa, și a dracului greșeai formularul ăla pe care trebuia să-l bazi la mașină, X, cuvinte, litere de-astea desperecheate, numere, mă rog, toate caracterele de acolo ale mașinii trebuiau să apară pe foaia aia și cu foaia te puteai frumusel la miliție, era să zic poliție. Cred că înțelegeți de ce. Și la un moment dat îi zic eu, Daniele, e veșnic, spuneau ăia de la miliție că te duce acolo la ei să bazi la mașină, cu mașina, să și vadă, să nu știu ce. Și Mircea, care avea talentul lui de a te scoate din asemenea chestii, zice, bă, spune-le că s-a stricat. Da. Și l-a spus că s-a stricat și m-a luat să-l face.
două dintre mașinile deschise ale lui Mircea Nedelciu pot fi văzute în expoziția noastră. Dar acolo mi-a și gândit povestea, mașina deschisă, am adus aminte de ea, fiindcă în expoziția asta de o tulburătoare frumusețe, mi-am revăzut o parte de tinerețe și, cum să zic, atunci când îl vedeam pe Mircea că umblă, în ultimii ani făcea chestia asta, umbla cu tot timpul cu aparatul de fotografiat la el, era mai rău decât fiarul ajunsese la așa, iar îl mai lăsa acasă. Mircea umbla cu el și făcea poze, diverse poze, instantanee, de orice. Și uneori când eram în grup, mai venea câte cineva și spunea, hai să vă fac o poză. Și în felul ăsta, grație aparatului acelui, căruia îi atașase la un moment dat și un bun profesionist pentru poze la mare distanță, dacă Mircea nu s-ar fi apucat și de fotografiat, probabil că mare parte dintre pozele pe care le vedeți astăzi, alb-negru sau color, în expoziție, n-ar fi existat. Poze făcute de alții, dar cu aparatul lui. Încă ceva, atunci când scria, îmi spunea, zice, bătrâne, mi-am pus aici și le-am observat și eu niște indicatori, niște apătaste, în așa fel încât, în momentul în care ajungea la câte o cacofonie, să știe să ferească de ea și să găsească înlocuitorul dinainte de a pune textul în pagină, nu pumpățind de obicei, pumpă. În așa fel încât textele lui, care păreau, cum să zic eu, de o naturalețe formidabile, erau de fapt premeditate, însă să ne înțelegem odată pentru totdeauna. Doamne, Mircea, într-adevăr, premedita textul, avea o mulțime de explicații din astea tehnice asupra felului în care se construiește textul. Însă, într-o seară, stăteam de vorbă și zice, bă, bătune, dacă n-ai ce, poți să ai mama tehnicității, că nu vine, nu vine. Încât, spre sfârșit, dacă ați observat, Mircea a început să se îndepărteze de atitudinea asta textuantă și să scrie altceva. Și s-a mai întâmplat ceva. Cu mulți ani înainte să se îmbolnăvească, a scris o proză premonitorie, ceea din ieri va fi o zi. O povestire de câteva pagini și în care apare cineva, un instru ăsta... Este ora spre zero. Da, este o doamnă, nu este un domn care apare. Așa, și apare doamna. Și simți din ciudățenia pe care o îmbracă treptat textul, cam cine ar putea fi doamna aceea. Simbolul morții construit cu o finețe și cu o penință atât de subțire și de pătrunzătoare, cât povestirea aia îți rămâne în minte multă vreme după ce ai citit-o. La recitire am descoperit că ce-a propuse atunci prima lectură, anume, cum să zic, insolitul povestirii, era dublat de o înțelegere omenească a psihologiei în fața spaimei de moarte și în fața mai ales a faptului că simți că întâlnirea asta nu poate avea decât loc, decât o singură dată, încât m-am gândit cu totul altfel la ea. O să vedeți când îl recitiți pe Mircea, că și romanele și povestirile lui recitite au un talent din ăsta de a se schimba la înfățișare, de a se înmoi ca și cum
Mircea le-a tot rescrie și aduce la zi un talent din ăsta magic și care îl face, slavă Domnului, să fie printre noi de fiecare dată când îi redeschidem paginile cărților. Și ar mai fi ceva, nici unul dintre oamenii la care mă gândesc aproape în fiecare zi. Cred că și voi, și alții, aveți aceeași ciudățenie de a vă gândi la el, măcar o dată pe zi, un minut, două, pe care treceți mai departe și... și... Mulțumim foarte mult! V-aș propune încă o nouă secvență din emisiunea pe care am anunțat-o deja și din care am văzut, o secvență intitulată Buzunarul cu prieteni. Bună seara, domnule Nicolau, și bine ați venit! Nu mi-am închipuit nicio clipă că editorul poate fi și prieten al autorului, nu numai cerberului. Dacă n-ar fi fost scriitor, ar fi putut fi un extraordinar editor, dar altfel avem și niște proiecte împreună, să sperăm că o să le punem în formă. Însă ați invocat prietenia și poate că e lucrul cel mai important. Domnule Bogdan Lefter, nici nu știu dacă sunteți un monden, dar se pare că între o emisiune de radio, așa o partidă de hermeneutică a textului, aveți timp și de vizite. Mă prefac că nu v-am invitat, vedeți? Timp de vizite nu știu cât am, cât ar trebui să-mi fac. Nu prea reușesc eu să-l vizitez pe Mircea destul de des, atât de des cât aș vrea și asta în ciuda faptului că de locuit, locuința stau la 3 blocuri aici, distanță, aproape că ne putem face semne de la fereastră, iar sediul Europei Libere este aproape la aceeași distanță în sens invers. Deci nu-i trec chiar pe sub geam zilnic, dar suntem foarte apropiați și în spațiu. Suntem, din fericire, și mai apropiați la figurat. Nu, noroc că ai vrut tu să faci această emisiune, că nu l-am văzut de 2 săptămâni. Vedeți, spune tot. De el. Puteți să intrați așa un pic sub toga exegetului și să-mi vorbiți de Mircea Nedelciu? Așa, o frază de evaluare pe care nu știu prietenii emisiunii mele. Despre Mircea vă pot spune alea 20 de pagini sau și mai mult. Pentru cei care ne privesc acum, pentru telespectatorii dumneavoastră care îl știu mai puțin, pot să spun că este... Tu, fete, că nu ne auzi. Da. E unul dintre cei mai mari prozatori români contemporani, un autor extraordinar. Vezi, în formule. Un autor extraordinar. O formulă mi s-a cerut. Da. Un autor extraordinar care are, hai să încerc caracterizarea asta, are știința combinării a cel puțin două categorii mari de trăsături. Pe de o parte este un autor în care regăsești filierele, tradițiile, formulele marii proze din totdeauna, adică e un prozator care știe să facă personaje, știe să facă subiect, știe să te capteze, să construiască o atmosferă și așa mai departe, are o foarte bună ureche de prozator. Urechea de prozator e mare lucru. De la Brașov, scriitorul Gheorghe Crăciun. Prietenia mea cu Mircea Nedelciu cred că are deja un sfert de secol. Ceea ce pentru mine și cred că și pentru el înseamnă deja foarte mult. Emoția mea se leagă în primul rând de faptul că descoper în Mircea Nedelciu același om în același timp imprevizibil, dar previzibil la nivelul convingerilor. De exemplu, mi s-a părut așa un lucru deosebit, pentru că nu mă așteptam să mai aibă aceeași energie, să-l aud repetând și după 25 de ani, că el este fundamental un autor experimental. Aș ruga și pe doamna Daniela Tăcabuza, realizatoarea emisiunii, să ne spune câteva vorbe. Mulțumesc, bună seara tuturor! Am să vorbesc
scurt, nu mi-e specific să vorbesc puțin, dar aici nu cap multe cuvinte. A fost o întâlnire ultima a lui Richard Nedelciu. Din ce ați văzut, era în primăvara anului 1999. Eu aveam 28 de ani, abia venisem de la Radio România la Televiziunea Română. Nu ți se dădeau la 28 de ani pe atunci emisiuni atât de lungi și cu autori atât de importanți pe care să le faci singur. Mă măritasem de curând cu tânărul Buzura, luând în spate toată gașca de inamici ai lui Augustin Buzura. Știu că atunci, pentru Mircea Nedelciu, ca să am această ocazie de a face filmarea asta, am renunțat să plec în concediul ăla de după căsătorie, cum se cheamă, așa. Așa voi, așa, mă rog. Și n-am regretat niciodată, dar aș vrea să vă spun doar acest detaliu care completează confesiunea domnului Cristian Todorescu, și anume, când... Deci eram cumva între două redute în casa Nedelciu. În primul rând m-a frapat tristețea reținută din ochii soției lui, pe care atunci o vedeam prima oară și care a intrat cumva în mine ca o lamă de cuțit, așa. După aia trebuie să știți că acest foarte bun manager și dramaturg și scriitor, Valentin Nicolau, era proaspătul meu șef, era șeful televiziunii, deci eram pe jumătate gâtuită de ideea că e și șeful ăsta de față care, mă rog, cui îi place să lucreze așa. Și la singura parte de lumină era aceea că soțul meu se afla la cameră și cu el m-am înțeles din ochi pentru ceea ce aveam de făcut, preț de o oră, și brusc s-a întâmplat ceva marcant pentru mine în acel mai, cred că era mai 1999, înainte să filmăm, mi s-a adus cafea, doamna Mira ne-a adus cafea și la un moment dat ochii mei și ai lui Mircea Nedelciu s-au întâlnit într-o profunzime a privirii în care, n-am spus niciodată asta, am văzut clar moartea și am spus soțului meu, va muri. Și el a spus, dar cum poți să fii atât de cobe, s-a supărat. Și m-am uitat din nou la el, ne-am înțeles perfect. Și n-am știut ce să spun, ce să-i spun. Ne-am privit din nou și am zis că o prostănacă doar atât. Știți, eu sunt zodie cu dumneavoastră. Și am înțeles exact că știu, că știm amândoi și din momentul acela, practic, noi doi scorpioni am început să-i protejăm pe toți cei care erau împrejurul nostru și păreau joviali și a ieșit o emisiune jovială, așa cum ați văzut-o, și, dar în spatele ei a surâs continuu, așa cu un zâmbet înghețat, ceea ce urma să se întâmple și ceea ce eu am simțit atunci, credeți-mă, în oase. Și această întâlnire, practic, a rupt din mine ideea de a mai face investigații și alte fantasme pe care le aveam în cap despre jurnalism. Această întâlnire ultimă cu Mircea Nedelciu, timpurie pentru mine, repet, ca om de radio care atunci trecuse la televiziune, atunci, practic, în casa Nedelciu am luat hotărârea că voi face interviuri, foarte multe interviuri. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Așadar, despre prietenie, vom vorbi în continuare. Și l-am lângă mine pe domnul profesor Călin Andrei Mihailescu, care am înțeles că ține un curs despre prietenie la Facultatea de Litere anul acesta. N-am microfon. Nici eu, a fugit. Ce am de spus eu despre Mircea Nedelciu e puțin diferit, deoarece ne-am intersectat doar de câteva ore în viață. Nu am fost prieteni în prezenția, dar tocmai despre un tip de prietenie în absenția vreau să vă vorbesc. Înainte de a începe,
am un mesaj de la un foarte vechi coleg și bun prieten de-al lui, de-al lui Mircea, care este prozatorul Dumitru Radu Popa, care i-am spus ieri, el trăiește la New York de multă vreme, i-am pomenit de soareaua de azi și m-a rugat să spun cam așa. Zice, pe Mircea l-am simțit ca pe un frate, încă din anii facultății, din 69 încolo, iar ultima carte pe care Radu Popa a publicat-o în România, e o colecție de proză scurtă, se numește Fisura, iar Fisura, care și dă titlul volumului, este probabil cea mai extraordinară distopie a celor ani. La două săptămâni de la publicarea cărții, Radu a plecat pentru un ciclu de conferințe în Franța și a rămas. Cartea trebuia dată la topit, însă Mircea, împreună probabil cu cetățeanul Florin Iaru, a ascuns 100 de exemplare, timp în care toți cei care scriseseră recenzii, nu apărea o carte, toată lumea scria recenzii, au fost chemați la ordine de către respectivii șefi de ziare și așa mai departe. A fost un bruhaha atunci. Și Radu asta spune, așa și încheie mesajul, zice Mircea a fost un suflet rar, un om rar și un scriitor rar. Și pe ideea acestei realități pe care o întorc în cazul experienței mele cu el, eu sunt prins oarecum și îl prind pe Mircea, de fapt, între doi autori cu care cred că el are legături fundamentale și pe care în felul meu îi împărtășesc de asemenea. Mă gândesc în primul rând la Cehov. Există o căldură cehoviană în ceea ce scrie Mircea, oricât de textualist ar fi. Și că vorbeam de obiectele ignobile și mici care deodată capătă importanță și la faptul că vrea să devină viticultor, pe la începutul Zmeurei de câmpie este o scrisoare a personajului principal, care nu știm până la sfârșit dacă e personaj în carte sau nu, pe care îl cheamă Zare. Și Zare îi scrie unui fost profesor cu care s-a împrietenit între timp despre araci. Araci e aia de vie sau pe care crește fasolea. Este un imn de o subtilitate și de o căldură cum găsești numai la Cehov. Cehov vorbind despre o frunză sau despre un câine sau despre un om umil care își tășește piciorul către biserică, poate. Iar pe de cealaltă parte, și aici l-am folosit oarecum pe Mircea, pentru că eu plecat de multă vreme și fiind profesor de comparat, am putut să-l compar, legătura imediată pe care o faci mai ales într-un context comparatist este Italo Calvino. Calvinismul lui, dar nu acela religios, este cert. Poate a fost influențat de Calvino, asta nu știu. Dar există niște similarități, nu numai ludice, nu numai de o extraordinară luciditate, o luciditate fără pretenții și parapon, care îi unește pe cei doi. Și spre deosebire de Calvino, cum au spus bunii lui prieteni, Mircea era nu un om al poporului, dar era un băiat. Era un băiat pe care l-aș fi vrut să-l am de prieten și de frate, cu siguranță, dacă drumurile noastre nu se duceau hăi și cea, ne-am fi întâlnit odată și alte lucruri s-ar fi întâmplat. Mai vreau să spun un singur lucru, și anume cum trec anii după tot bruhahaul textualist, care era foarte prizat în anii 70-80, apoi mai ales după 90, toată avalanșa de și scrieri postmoderne, dar și de teoretizare și istorizare a postmodernismului de toate felurile, când ambele, să spun, curente au început să obosească, au început să devină datate sau istorice, ele tind să se apropie unul de altul.
și capitalismul puternic face ca textualismul astăzi să fie într-o anumită măsură cuprins în ce se numește postmodernism. Probabil Mircea s-ar răsuci unde este dacă ar auzi că îl fac postmodern. Dar îl fac postmodern într-un sens poate singurul admisibil pe care l-a discutat într-o carte mai puțin cunoscută Jean-François Lyotard, într-o carte numită Postmodernism explicat copiilor. Și spune, domne, în afară de modernismul înalt al anilor 20, de Joyce, de Ezra Pound și de ceilalți, există înainte de asta, cronologic, există ceea ce numim niște inflexiuni, dacă nu chiar literatură postmodernă bine înfiptă, cum ar fi Tristram Shandy al lui Laurence Sterne, un autor de secol XVIII, sau cum ar fi Pirandello, sau cum ar fi Miguel de Unamuno, care scriu pur și simplu postmodern înainte de toți marii moderniști. Și argumentul lui Lyotard este că, de fapt, postmodernismul este un fel de schiță a modernismului împlinit, din punctul ăsta de vedere. Nu vreau să teoretizez aici. Ceea ce spun este că magnetismul prozei lui Mircea întotdeauna promite, nu numai la relectură, unde revine metamorfic și foarte viu, dar promite un nou tip de modernism. Un tip de modernism însă care este foarte diferit de cel englezesc sau poate nemțesc al anilor 20-30, este un modernism cu suflet. Nu este un modernism al unor subiecti care sunt neutri, dincolo de fapt de subiectivitate, ca la T.S. Eliot și așa mai departe. Și din punctul ăsta de vedere, amicul meu, prietenul meu abstract, care nu s-a întâmplat niciodată, este un scriitor de o imensă mobilitate. L-am recitit săptămâna asta, niciodată nu l-am citit așa, nu-l mai recitisem de o vreme. Mi s-a părut extraordinar de viu, de promițător și de un magnetism care aruncă înainte textele și promite că încă o generație și încă una de sentimental ca noi o să se întoarcă către el și evident, au și ei drepturile lor, îl vor descoperi complet altfel. Nu, iertați-mă, trebuie să zic pe asta. Durează exact un minut. Mircea mi-a povestit că venea seara, băuse cu noi, probabil, și îl prinde miliția în fața casei, în piața la Hovare. Actele la control. Și nu trebuia să faci ceva ca să... Mircea scoate buletinul, aia răspuns. Trebuie să fie dat amen. A, zice, n-aveți grupa sanguină. Mircea se uită în ochii miliția. Cum, domnule, dumneata nu mă recunoști? Ce să recunosc? Tu mi-a scris despre mine în Flahăra. Păunescu a scris. Ce a scris? Dumnezeu, sunt un caz unic în lume. Ce crezi, domn' tovarășe? Păi, bă, că nu, domnule, eu sunt ăla cu a cincea grupă sanguină. Mă aduc ăștia la spital în fiecare lună, îmi iau sânge și nu știu ce grupă am. De-aia n-am grupă sanguină. Mica soție apare și în ora spre zero, așa că e fructificată. E din viață. Aia e, deci cine a citit-o nu știe. Eu știu povestea din 87-88. Din viață și tot despre viață va fi vorba acum. Unul dintre cele mai tulburătoare texte pe care l-am citit, In memoria Mircea Nedelciu, îi aparține scriitoarei Simona Popescu, care vorbește acolo despre cum a venit Mircea Nedelciu în 1997 în căruțorul său ca să vorbească despre cartea Exuvii. Era frumos la un moment dat, scria pe ecran buzunarul cu prieteni și eu zic că buzunarul ăsta e mare și acesta este buzunarul cu prieteni. Cei care ați venit astăzi ca să ne amintim împreună de Mircea Nedelciu.
De mult, de mult, când eu eram elevă de liceu, prietenă cu niște băieți care scriau poezie și care între timp au devenit niște importanți scriitori, Andrei Bodiu, Marius Oprea și Caius Dobrescu, am avut șansa să-i cunoaștem la un cenaclu pe niște tineri scriitori care erau Sandu, Alexandru Mușina și Gheorghe Crăciun. Și ei ne-au vorbit foarte mult despre literatura tânără, despre scriitorii tineri. Și cea care revenea de foarte multe ori în poveștile astea era Mircea Nedelciu. Am venit la București ca studentă pentru cenaclul de luni, dar chiar atunci cenaclul de luni se desfințase. Pe 80-ști însă i-am întâlnit la cenaclul Junina, cenaclul condus de profesorul Ovid de Scrohmălnicianu, și acolo aveam să-l văd pe Mircea, despre care știam deja atâtea povești. Și într-o cameră de cămin aveam cărțile lui, primele lui trei cărți. Aventuri într-o curte interioară, efectul de ecou controlat și amendament la Institutul Proprietății. Și îl citeam acolo în camera întunecată, nenorocită, friguroasă, îngrozitor, pe Mircea Nedelciu și simțeam că acolo, în cămăruța aia, e cineva care crede în literatură și citește, era singura, în afară de alte credințe personale, era o credință puternică pe care o împărtășeam cu omul pe care îl citeam, cu Mircea Nedelciu. Și apoi pe care îl vedeam la cenaclu în fiecare marți, cred că era, unde îi întâlneam pe Cristi Todorescu, nu știu, poate venea și Florin atunci, nu mai știu. Era un scriitor de 35 de ani, cred, pe vremea aia, dacă eu aveam 19. Era deja, cum spunea Florin, era o legendă, nu o legendă, era cineva, era pe val, era o vedetă, era grozav, era... Uite, am să spun asta, era un clasic în viață, în fond, de ce ar fi clasic în viață numai oameni în vârstă? Pentru noi cei mai tineri, nici era un clasic în viață, cum Crăciun era un clasic în viață, cum Mușina era un clasic în viață. Erau niște oameni tineri cu o literatură puternică, adevărată, scriitori mari, de 35-30 și ceva de ani, la fel de importanți ca scriitorii, pentru noi cel puțin, la fel de importanți ca scriitorii în vârstă, care contau, pe care îi citeam. Mircea era unul dintre cei mai buni vorbitori la cenaclu. De la el puteai să înveți foarte mult, nu doar să scrii literatură, ci să vezi ce fac alții și să vorbești despre literatură. Cine ar fi crezut pe vremea aia că eu o să ajung să vorbesc la Facultatea de Litere studenților mei despre Mircea Nedelciu? Uite, acum am aici două prietene și le-am spus că săptămâna viitoare, că astăzi n-am ținut cursul din cauza că trebuia să fim aici și săptămâna viitoare să vorbim despre 80-ci și despre Mircea Nedelciu, dar ei ne-au chiulit de la următorul curs și au venit să vă audă pe voi toți vorbind despre Mircea Nedelciu. Mircea Nedelciu era foarte priceput din interior și din afară, cumva vedea foarte bine cum merge literatura, cum se face literatura. Era un om, în ciuda aparențelor, zâmbetul ăla șăgalnic, șmecheraș, a zis la un moment dat Bogdan, avea ceva de băiat frumos și cuceritor, dar era de o seriozitate rară. Că efectiv un om serios și un scriitor foarte serios. Extrem de prietenos, avea trei cărți, dar nu ne trata altfel decât cu mare bucurie că sunt niște oameni mai tineri care încearcă și ei să scrie, ne susținea, ne lăuda cu asupra de măsură. Mi-aduc aminte când am citit prima proză la cenaclul lui Crohmălnicianu, el m-a lăudat exagerat de mult. Ce să spun,
La facultate, dacă Bogdan face ora spre zero și știu că are, avea la un moment dat teancuri cu ora spre zero pentru că împărțea textul studenților, eu prefer să insist pe textul în care este vorba despre tine, Murivale, și care este absolut, absolut extraordinar. Să vă spun că m-a impresionat mult un text care se numește, el trăia încă pe atunci, un text care se numește Provocarea în stil Moreno, cred că așa, în care personajul este un om țintuit în scaunul lui cu rotile, care privește lumea cu foarte mare atenție de undeva de pe un balcon și nu avea să treacă multă vreme și personajul ăla din ficțiune va deveni Mircea din realitate. Când pe ecran au fost dragul meu prieten George, Gheorghe Crăciun, Mircea și editorul meu, Valentin Nicolau. Și când am lansat cartea asta, Exuvit, eu nu știu ce a fost în mintea mea, de l-am chemat pe Mircea să vorbească cu scaunul, cu rotile, nu, chiar nu înțeleg. Astăzi, cu mintea de acum, eu nu l-aș fi chemat, sau poate că am vrut să-l chem tocmai ca să-l scop din casă și să vină unde e lume multă și unde el este atât de prețuit. Și s-a întâmplat că a dat o zăpadă, cred că era primăvara, a venit înapoi iarna. Și bineînțeles că am gândit că nu o să vină, normal, cum să vină cu scaunul cu rotile? Și a venit. Și a venit Mircea. Și a vorbit foarte frumos și țin minte un cuvânt care avea să mă marcheze și să mă lucreze. El a spus așa, este o carte inclasabilă. Și nu știu de ce cuvântul ăsta inclasabil se va potrivi cu fiecare carte pe care eu aveam să o scot până în ziua de astăzi și următoarele vor fi cărți inclasabile. Acest cuvânt inclasabil. Despre Mircea ca scriitor, eu am scris în lucrarea mea de doctorat autorul un personaj. N-am să vorbesc acum despre. Am să zic numai că prețuiesc la el faptul că proza este romanul, proza în general, este pentru el, a fost pentru el un teren de joc, pentru jocurile minții. Nu era în competiție cu nimeni, n-avea treabă. Mircea își vedea de jocurile minții lui ca un om extrem de inteligent, o inteligență artistică rarisimă. Mircea avea bosa teoriei pe care o au atât de puțini scritori în literatura română. Dacă totuși sunt câțiva așa, se mai înmulțesc, sunt aici în generația asta 80 de băieți care citeau mult și citeau teoria literaturii și înțelegeau mecanismele literare și cum se fac lucrurile de adevăratele, ca niște profesioniști ce erau. Deci asta m-am născut, spune el, un experimentalist. E cel mai radical dintre experimentaliștii literaturii române. Apoi... Nu, e urmul, sunt foarte mulți, nu, sunt avangardiști. Bun, unul dintre cei mai. În materie de proză, poate că el împreună cu, da, într-adevăr, cu Gheorghe Iova. Apoi, unul care printre primii au vorbit despre desfințarea granițelor. Mă țin ca să pot să termin cea, acum termin. Că sunt mari diferențe, mari, nu știu. Nu sunt mari diferențe. Când ești în zona experimentului, depinde ce înțelegi prin mari diferențe. Experimentaliștii români sunt atât de puțini și toți, și cu toții minunați. Și pentru că sunt atât de puțini, riscă. E greu să fii experimentaliști. Riști, nu ai public. Ce să vezi, nu ai public. Nu înțeleg oamenii, te înțeleg mai târziu, eventual după ce mori. Să mai spun că era obsedat de împărțirea asta în granițe, proză, poezie, teorie. La el fuzionează toate, cum se întâmplă în cazul scriitorului pe care eu îl prețuiesc cel mai mult pe lume. Și ce să mai spun? Are niște teorii personale. M-am ținut cursul de Mircea Nedelciu, vorbim data viitoare, dragile mele. Dar are niște teorii personale pe care nu le au mulți scriitori români.
De exemplu, răstoarnă sau reinventează cuvântul autenticitate și vorbește despre autenticitate legând cuvântul ăsta, conceptul, de funcția socială a poeziei. De funcția socială a poeziei în contextul politic respectiv, în felul în care el gândea funcția socială a poeziei, a prozei și a literaturii, mai vorbeau câțiva scriitori din Timișoara, acțiuni grupe banale, din grupul ăla minunat de scriitori. O literatură subversivă a făcut Mircea Nedelciu. O literatură care nu se perimează, o literatură care nu îmbătrânește. Cum el, uite, că nu îmbătrânește acolo pe ecran, e frumos și e inteligent și mai bine ar fi fost bătrân și foarte inteligent și cu mai multe cărți care ne-ar fi bucurat atât de mult. Ce-ar fi scris Mircea dacă ar fi trăit până în ziua de astăzi? Da, ne putem imagina. Mulțumesc! Nu știm ce a putut să scrie, dar știm ce a scris și o mare parte din experiența lui de viață e fructificată în prozele scurte. N-am vorbit nimic despre perioada în care Mircea Nedelciu a fost ghid colaborator UNET. Sunt alături de noi doi colegi, doamna Magda Nicolae și domnul Fodoreanu și el un personaj, Maco. Așa că l-aș ruga să ne spună câteva cuvinte. Mă scuzați, iau loc din mai multe motive, dar mă simt mai bine jos, așa stau mai bine, în echilibru. Am stat aici, de fapt să vă spun un lucru, e mare, mare belea când fici într-o, fici așa, într-o societate de profesori de română, de scriitori, de poeți. Știți de ce? Pentru că nu-ți mai vine să vorbești după dânsi, un blocaj total. Și aș putea eu și cum aș putea eu să vorbesc mai frumos decât predecesorii mei, care au fost toți senzaționali. Și atunci eu cred că Mircea Nedelciu a fost extraordinar de bine creionat de noastră toți, un mare scriitor, un mare prieten, în fine, deosebit. Păcat că România a pierdut mult cu el, plecând prea devreme dintre noi, dar în același timp Mircea a fost un mare îndrăgostit de soția lui, a fost un mare îndrăgostit de familia lui și, vă garantez, a fost un mare îndrăgostit de România. Deci doamna Magdalena a fost directoarea din ONT care a coordonat biroul de ghizi. Eu am fost coleg cu Mircea din primele zile ghid de limbă franceză în ONT. Am plecat cam prin 72, dacă vă aduceți aminte, a fost primul congres mondial al populației, când a apărut Dacia 1300, aia albastră, Blue 61. Și pe urmă, o groază de amintiri de aici cu dumneavoastră, deasupra mea simt așa un fel de plasă, un fel de pălărie, un fel de umbrelă, se sută parte de Mircea Nedelciu, trecând prin amintiri extraordinare, domnul Buzura vine la mine în birou prin 92, 93, 94, nu mai arată aminte, eram directorul Nouvelle Frontières România și cu dânsul am făcut niște proiecte România-Franța. Geo Ionescu, soțul lui Marta, cred că a lucrat cu dumneavoastră la Europa Liberă, a fost asistentul care a stat lângă mine și cu doamna Boșolenga la examenul de stat. Iar domnul Iaru, să știți, conceptul Fundulea și tot ceea ce trebuia noi să facem la Fundulea, în spatele conceptului am stat eu, cu Mircea este ceva, și am să mai povestesc câteva, ceva care a pornit de mult, a pornit de prin, și vă spun și exact, 78, 80, 82, când a fost o perioadă extraordinară pentru turismul românesc. El, tot timpul liber care îl mai avea, venea lângă noi și luam grupe și foarte des ne-am împrietenit. De ce? Erau grupe de 80 de oameni, împărțeam în două autocare, eu eram pe un autocar, Mircea era pe celălalt autocar, deci eram obligați
7 zile, 14 zile, să trăim zi și noapte în grup, într-un grup de francezi, să vorbim franceza bine, corect, să nu ne facem de râs și înainte de orice să înțelegeți, cum sta cineva așa, dumneavoastră, și vă vorbesc 5 minute, gândiți-vă în un autocar cu 40 de francezi, să-i ții în mână 14 zile și zilnic să le vorbești, și zilnic să le spui lucruri interesante, și zilnic să-i faci să iubească România, chiar comunistă, pentru noi era România țara noastră. Ăsta a fost Mircea Nedelciu și a făcut din eu cred că din turism, din ghidajul pe care el l-a făcut, a scos maximum posibil ca și astfel s-a format Curtea Interioară, apare în 79 parcă. Amaco sunt unul dintre personajele din carte. Avem acolo tot ce înseamnă turism din carte, sunt istorii pe care le-am trăit de adevăratelea. Mircea, și cred că îmi explică acum, datorită dumneavoastră, mi se explică mai bine, îmi explic mai bine personalitatea lui. Noi am fost confruntați din 72, 73, 74, am fost aruncați în această dispută de inteligență a unui român la microfon cu 40 de inteligențe în spatele lui și trebuia să câștigăm. Mircea s-a completat pe lângă tot ce i-a dat Dumnezeu, s-a completat cu această experiență de viață care atunci tuturor le era imposibilă. Eram singurele personaje din România care aveam dreptul să discutăm cu străinii tet-a-tet. Și un ministru, dacă primea un străin, chema imediat pe cineva să fie 2-3, nu le dădea voie să vorbească direct. Și ca să termin, vă mai spun o singură znoavă, o singură poznaie al Mircea, care de câte ori mi-aduc aminte, mă apucă râsul, așa zâmbesc, interior și exterior, dar zâmbesc. Două autocare, cu cine vin, cu niște, fiecare autocar avea 5-7 preoți catolici, pelerinaje, sunt niște programe cu pelerinaje pe la mănăstiri, întâlnire cu preotul Cleopan fost, cu Mișa Evdokimov, cu personalități ale vieții ortodoxe și catolice de la noi din țară. Și dânsii, venind în țară, fiind cu mulți preoți, doreau zilnic să facă slujba, să facă slujba zilnică cu ritualul catolic. Neputând intra în mănăstiri sau pe unde le făceam, acestea le făceam pe câmp. Și am totuși, de exemplu, am făcut pe drumul spre Cheile Bicazului, am făcut în Maramureș, pe Pajiște, etc., etc. Și atunci ce făceam? Cu Mircea, repede luam o valiză, luam un sac când aveam un ștergar, aveam vinul, aveam ostiile, cum spune în franceză, și aranjam repede un mic altar, 60-70 de persoane de jur împrejur, eu cu Mircea, printre ei, ne spovedeam, ne cântam cu dâns și le trăiam pe asta. Și la un moment dat, puțin supărat, și mai Gigi, mai George, am spus, mai George, ce am să-i facem lui Andrei? Ce vrei mă să-i faci? Zic, fii atent ce fac. Ce a făcut? Andrei avea într-o sacoșă de aia diplomat, când o deschea avea totul, avea haina de padrafirul de părinte catolic, avea vinul, avea alea, avea, mă rog, ca să facă slujba. Și noi ce aveam în aceeași servietă ale noastre de servietă de asta diplomat? Aveam un tirbușon, o sticlă mică de whisky, aveam cecul de plătit, aveam niște bani, aveam numai prostii. Și îi schimbă valizele. Nu, eu n-am știut. Și când ajung, nu vă pot descrie, ajungem, era pe Cheile Bicazului, parcă văd valea, era jos, noi eram acolo, ajunge acolo, părintele Andrei era dominican. Andrei deschide valiza și când vede, zice, Mircea, George, ce e asta? Și Mircea, a mi-a. Bine!
foarte mult. L-am auzit vorbind pe domnul Călian Dăncilescu despre postmodernism și în literatura română nu se poate vorbi despre postmodernism fără să menționăm și romanul Femeia în roșu. O să îi vedem pe ceilalți doi autori ai romanului, pe Adriana Babeț și pe Mircea Mihăieș, video, din păcate, căci n-au putut ajunge aici. Să încep cu o surpriză, cu un apel, ca și cum Mircea ar fi două camere mai încolo de unde stau eu acum și vorbesc. Uite, așa o să fac. Ca și cum. Aproape că mi se umplu ochii de lacrime. Asta era un fluier vaporaș, o jucărie din anii 80, din 85-86, cumpărată, pentru că atunci când Mircea a venit să ne apucăm de scris toți trei Femeia în roșu, pe Bega se sărbătorea ziua Marinei și am zis în 5 august, zic, na, hai să-i dăm bice să vă iau câte un fluier, fiecare stăteam în câte o cameră și ne chemam, ne semnalizam tot soiul de lucruri suflând în aceste fluiere. Întâlnirea cu Mircea Nedelciu e mult mai veche, ne leagă o mulțime de experiențe scriitoricești și biografice, pentru că, printr-un joc al astrelor, suntem un fel de gemeni, suntem născuți în aceeași zi, aceeași lună, numai că eu sunt cu un an mai mare ca el, ca să nu zic mai bătrână. Și ne-am cunoscut și prin intermediul unor prieteni comuni, scriitori din grupul de la Târgoviște. Deci ce să spun? A fost una dintre cele mai puternice experiențe umane și de scris, dar în primul rând umane, o experiență de prietenie, de solidaritate, de înțelegere, de bunătate. Scrierea acestui roman La șase mâini, Femeia în roșu, împreună cu Mircea Nedelciu și Timișoreanu, prieten foarte bun, Mircea Mihăieș. Doi critici și un prozator, chit că și noi aveam, mă rog, o mică experiență, mică în sensul că sunt modest acum și nu o evaluez nicicum, o experiență de scris în doi, un epistolar de sute de pagini, pe teme literare, interesant, foarte interesant, am recitit recent și na, nu mi-a fost rușine de paginile noastre. Dar întâlnirea cu Mircea Nedelciu a fost altceva. Aveam subiectul, o poveste cu gangsteri, cu celebrul John Dillinger, inamicul public numărul 1 al Statelor Unite, care a încălcat prohibiția și a făcut nefăcute, și o bănățeancă vașnică, Ana Persida Cumpănaș, pe care noi am zis, am numit totuși Ana, din comuna Comloș, satul Lunga, emigrată în Statele Unite și înhăitată cu toată lumea gangsterimii americane, de la Al Capone la Tony Grecu, nu al nostru, ci al americanilor, care l-a predat FBI-ului pe așa zisul Dillinger, că așa începe povestea. După care s-a întors în România și a murit asasinată la Timișoara, la Timișoara s-a întors, a murit asasinată în 1947, mister total. Noi am pornit pe urmele acestei povești ale Femeii în roșu, am descâlcit-o cât s-a putut, ne-am documentat fiecare pe cât un domeniu și în 1986, vara, în august, ne-am întâlnit și a trebuit ca în 17 zile să producem un roman cap-coadă, cu acțiune, cu personaje, cu dialoguri, pe bune, nu chiar pe bune, pentru că am experimentat în el toate trucurile postmoderne. El, de fapt, a intrat în manualele școlare ca un fel de pisc al postmodernismului românesc.
A avut o primire foarte bună, un tiraj uriaș, 150.000 de exemplare până în momentul de față, ecranizat, dramatizat, ce să spun. Netradus încă, decât parțial și fără mare succes. Important este atunci când mă invită profesoarele de română spre groaza și bucuria elevilor să le vorbesc despre acest roman postmodern, prima întrebare este cum l-a scris și ce a reprezentat pentru dumneavoastră, întreabă copiii. Ei bine, pentru mine, dincolo de experiența cu scrisul profesionist, pentru că erau doi profesioniști, un prozator de mare calibru, care cred că multe surprize ar fi oferit literaturii române dacă ar mai fi trăit, dar mai presus de această experiență profesionistă, contra cronometru, 10 pagini pe zi, deci îngrozitor, mai presus de toate a fost prietenia. Să stai cu doi colegi, să stăm trei persoane foarte diferite. Foarte diferite ca fire, ca stil de a trăi, ca stil de a scrie, de a respira. Unul, Mircea Nedelciu, fuma, noi nu eram fumători, Mircea Nedelciu lucra noaptea, noi fiecare la casa lui, adică Mircea Mihaiș mergea acasă și se culca acolo și la nouă, ca un funcționar austro-ungar, era prezent la birou și executam ceea ce stabiliserăm conform planului. Deci, toată lumea a spus, după trei zile, oricum vă luați aerul unul altuia și o să vă certați. Și nu o să reușească. Ei bine, deși trăiam la propriu, cât să zic, 12 ore din 24, pe puțin. Deci mâncam împreună, ieșeam, ne plimbam împreună, ne vizitam prietenii împreună, stăteam și scriam împreună. Ne citeam paginile. Cum le citeați? Copiii de acum au zis, a, zice, le trimiteați pe WhatsApp sau cum, le scanați. Zic, băi, uite aici, uite Iuliana, uite, altă, oi. Scriam la mașinile de scris. Copiii nu mai știu ce sunt mașinile de scris. Eu aveam o mașină Consul cu car mic. Băieții aveau Olivetti și Erica. Deci, ce să spun, ce putea mai fi mai bun? Și scriam în trei exemplare. Au întrebat, cum scriați în trei exemplare? Copiii de astăzi, născuți mult, mult după 2000. Zic, trei foi de hârtie A4 cu indigo. Nu știau ce indigo, dacă îți poți imagina. Plombagina. Da, ăsta era xeroxul nostru. Și rezultau trei exemplare, 10 pagini fiecare pe zi, ca să ne iasă un 500 hai, de pagini. Și ni le dădeam la citit. Și închipuieți, Iuliana, ne întâlneam a doua zi pe terasă la mine, e și poza, sper să o puteți prezenta cu noi trei pe terasă, arătam toți ca naiba, adică băieții arătau bine, eu eram după o catastrofă în familie și arătam îngrozitor. Și le citeam și făceam observații. Îți dai seama, manuscrisele erau înroșite pe margini și lucruri destul de neplăcute uneori spuse. Proastă, taie, taie, schimbă, fă, ești împit, ești... Odată nu ne-am certat. Odată n-a zis unul, bă, fă tu dacă ești așa deștept, fă tu dacă știi mai bine. Nu vreau. Cel mai mare număr, cea mai mare performanță a dat-o Mircea Nedelciu într-o noapte în care, în spirit postmodern, unde să-l mai plimbe pe medicul legist? Păi zic, unde dracu să-l plimb? Du-l la Viena. Păi și ce să facă la Viena? Păi zic, să se întâlnească cu Freud și cu Elias Canetti. Dacă e roman postmodern, să fie roman postmodern. Avea în cărțile lui Canetti, descriere, pac. Freud. Mă zice, e greu, zice, n-am imagini bazic, avem imagini dintr-o revistă franțuzească cu cabinetul lui Freud de la Viena și altul de la Londra, dar oricum ăsta de la Viena conta. Am încercat să amenajăm un fel de atmosferă să se inspire Mircea, zice, ok.
Și s-a pus seara, numai vălătuși de fum ieșau pe sub ușă și de la țigară și a scris, cred că, 20 de pagini cap-coadă, impecabile, pe care n-am avut ce, 3 virgule sau ce, niște litere mâncate. Aia a fost ceva extraordinar. Nu degeaba am convenit să-i spunem șeful. Un om mai plin de speranță, mai senin, care să te întâmpine când se scula din somn, când de obicei îți vine să omor pe cineva dacă ești sculat brusc sau trebuie să faci nu știu ce, că aveai normă de lucru, să te întâmpine Mircea Nedelciu cu veșnicul lui zâmbet pe buze. Râdea. Râdea la orice lucru, cât de cât mai vioi, ne umplea inimile de bucurie. Toți trei am trecut prin momente foarte grele în vara aia și am rămas legați așa ca un fel de atol, de corali, și făceam ca un fel de familie. Am început să ne facem planuri după ce am încheiat romanul. A fost respins, a avut o poveste destul de lungă, a fost blocat de cenzură și în 90 a apărut prima ediție cu 90.000 de exemplare tiraj, după care au mai fost 6 ediții la edituri diferite, ultimele sunt la Polirom. Dar noi ne făceam deja planuri cum să scriem încă un roman, care trebuia să se cheme Moartea la Calcuta. N-avem timp acum, dar deja ne pai cine pe ce se documentează, iar era inspirat de o poveste reală pe care o știam de la un vecin de-al meu, care făcuse o călătorie fabuloasă. Numai că s-a întâmplat nenorocirea cu Mircea. Și avea încredere și așa, așa bolnav cum era, că o să facem și o să dregem. Și a făcut un plan cum să vină la Timișoara, chiar dacă era într-o stare de invaliditate avansată, cu un verișor, cu mașina, cu cum să-i amenajăm aici camera, cum să fie totul bine. Eram foarte fericiți și nu s-a mai întâmplat. Vreau să spun că mi-e atât de dor de el. Și nu știu de ce, cu cât îmbătrânesc tot mai des. Și mă gândesc, sigur, cu lucrurile astea, ce nedreptate, ce... De ce? Și el, când ne-am văzut ultima dată și când probabil că și-a dat seama că nu mai e scăpare, după ce am terminat romanul, s-au întâmplat o mulțime de lucruri, unele la limita, hai să zicem, incredibilului, cu oameni care s-au sinucis aici în vecini, cu medicul legist care ne-a servit drept prototip pentru personajul din roman, care a murit într-un accident îngrozitor, cu persoane care au înnebunit, martorii noștri din satul Lunga, prietenele femeii Roșului, Anei Persida Cumpănaș, tot soiul de ciudățenii. Tot soiul de ciudățenii. Și Mircea m-a luat de mână și a zis, mai, știi de ce ni s-au întâmplat lucrurile astea? Celor care, într-un fel sau altul, am intrat în contact cu povestea femeii în roșu. Zic, nu m-am gândit. Dar zice, gândește-te la Mircea Veroiu, cel care a făcut filmul și nu a supraviețuit foarte puțin. La soția lui, la Elena Albu, care a jucat-o pe Ana Persida Cumpănaș, care a murit în condiții și ea dure de tot, la scurtă vreme. Zic, dar tu ce crezi? Zice, eu cred că ne-am crezut Dumnezei în roman, că am intrat în viețile unor oameni, că le-am învârtit după bunul nostru plachit, că foarte multe lucruri de acolo se verificau documentar și totuși. Și zic, tu chiar crezi lucrurile astea? El nu prea frecventa zonele astea de mister. Era foarte cu picioarele pe pământ, foarte rațional, foarte sceptic. Și a zis, da, cred. Și ne-am strâns de mână, ne-am privit lung în ochi, și asta a fost.
ne e dor de el. Și vreau să spun că e o nevoie de oameni ca Mircea. Cine știe cum ar fi arătat viața obștii noastre literare, dacă el trăia. Pentru că avea o forță de echilibru, o putere de a echilibra lucrurile, de a înțelege oamenii, de a negocia. Avea un pragmatism extraordinar. Iuliana, eu am făcut cu el în 90 și nu mai știu cât, un interviu care a apărut în revista Orizont și acolo avea un set de propuneri pentru dinamizarea instituției obștii scriitoricești, Uniunea Scriitorilor. Și am zis, mă, zic, tu nu ești normal. Deci cum era să investească în pământuri? Pentru că erau foarte ieftine. Să se împroprietărească. Zic, Doamne, apără-mă! În imobile. Deci avea planul, deci în mintea lui trebuia să devină o întreprindere foarte, foarte rentabilă. Încercase și el pe cont propriu. Avea vocația asta, n-a fost să fie. Aș începe însă prin a spune că în literatură și în cultură există, așa, pentru a ne ajuta să ne descurcăm mai bine, ideea de generație. Noi eram cu toții membri în generația 80, din care nu știu ce s-a ales, pentru că constat că în momentul de față mai degrabă se vorbește de anumite grupări, se vorbește de Cenaclu de Luni, se vorbește de grupul de la Iași, se vorbește de Cenaclu Junimea, se vorbește de cei de la Timișoara, se vorbește despre echinoxii și așa mai departe. Și totuși această generație 80 a existat, așa cum înainte a existat, să zicem, generația 27 cu Mircea Eliade ca șef al generației, mai existat o generație 60, cu un exponent extraordinar, Nichita Stănescu. E bine, pentru generația noastră, generația 80, Mircea Nedelcea a fost șeful. A fost în mod natural, nu l-am ales niciodată, nu au fost propriu-zis competiții pentru această funcție, să zicem, pentru acest titlu, pentru această onoare care ne onora pe noi, ci pur și simplu s-a impus ca fiind omul în jurul căreia ne adunam. Pentru că era o personalitate foarte puternică și ca orice personalitate puternică, autentică, nu era necesar ca forța lui să fie cumva recunoscută oficial. Noi, mai ales în ultima perioadă cu Adriana Babeț, îi spuneam șeful într-un mod foarte drag și foarte tandru, pentru că ne dădea acel sentiment, pe de o parte, de apartenență și pe de altă parte că în prezența lui nimic niciodată nu poate să meargă rău. Și sunt sigur că Adriana va vorbi despre ceea ce ne-a frapat amândoi. Era, cred că, singurul om pe care l-am cunoscut care se trezea râzând. Era vesel de dimineață. Și mai ales unuia ca mine, care sunt mai morocănos, care mă adaptez foarte greu de la un mediu la altul, era ceva extraordinar, era o mare bucurie. Sunt sigur de asemenea că lumea va vorbi despre un loc magic care e legat strict de Mircea Nedelcea și într-o oarecare măsură de Florin Iaru, de la Cartea Românească. Acolo era, cred eu, s-a creat ceva mitologic, așa cum astăzi citim despre librăria Shakespeare and Company, care o țineau Silvia Beach și Adrian Monnier, sau cum adeseori auzim vorbindu-se despre City Lights din San Francisco a lui Lawrence Ferlinghetti. Așa era librăria Cartea Românească pentru noi, era locul în care mergeai. Pentru mine e legată și de momentul debutului, pentru că acolo, în curtea acelei librării, eram cu un manuscris sub braț și Mircea Nedelcu, ce m-a văzut prin geam, a venit, eram cam posomorât, pentru că trecuse pe la 3-4 edituri și mi-l respinseseră. Și a zis, hai cu mine, și m-a dus la doamna Magdalena Bedrozian, care era redactor acolo, și cartea a apărut în mod miraculos.
Deci era un spațiu magic, nu numai librăria, nu numai oamenii ca atare. Acolo, să știți că circulau și manuscrise secrete, de... Noi n-am avut un samizdat propriu-zis, dar ei făceau rost de tot felul de cărți care erau respinse, care ajunseseră în faza de șpalt și le păstrau și le circulau printre noi. Așa am avut acces la foarte multe cărți. Aduc aminte de un roman al lui Kundera, care nu putea fi tradus înainte de 1989 în România și pe care ei îl aveau acolo, pentru că fusese respins. Deci erau, și Mircea Nedelciu în primul rând, era un ferment din acesta cultural. E unul dintre puținii oameni, și eu mai cunosc, cred încă unul singur în cultura română la care am avut acces direct, pe Marian Papahagi, care era și un intelectual de vârf și în același timp avea un spirit practic ieșit din comun. Era un constructor, era cineva care era capabil să-ți construiască o instituție din nimic. A construit după 90, după cum bine știm, tot felul de întreprize de mare succes, de import-export cărți. A fost vicesecretar al Uniunii Scriitorilor, unde a avut un rol esențial în legarea Uniunii de altele organisme similare. A avut tot felul de inițiative. Aici, atunci când e vorba de un om atât de extraordinar ca persoană, din păcate trece cumva în planul al doilea ceea ce l-a făcut să fie extraordinar, și anume opera lui. Și aici noi toți trebuie să îi fim profund îndatorați lui Ion Bogdan Lefter, care a reușit să facă o ediție critică admirabilă a creației lui Mircea Nedelciu. Am putut să verific că e într-adevăr o ediție foarte, foarte bună în volumul dedicat Femei în roșu, pe care l-am scris în împrejurări extraordinare și care fac parte și din biografia noastră, la începutul anilor 80, cu o istorie deja folclorică, aș putea să spun, care a trecut de asemenea pe la mai multe edituri și n-a putut să apară decât în 1990. Deci e, zic, necesar să vorbim despre cărțile lui Mircea Nedelciu, pentru că el e cel care a dat tonul înnoirii în literatura noastră. Sigur că a existat scritori importanți chiar în timpul vieții noastre, mă gândesc la Marin Preda, mă gândesc la Constantin Tsoiu, mai sunt și alții, scritori foarte bune, foarte buni, George Băleiță și așa mai departe. Dar Mircea Nedelciu a venit cu o voce nouă, a venit cu o viziune nouă, a venit cu o perspectivă asupra realității care în limba română nu mai utilizase, nu le mai utilizase, că sunt mai multe, nimeni. Și în urma lui au apărut, cred, tot felul de mici subșcoli, de la școala ludică, postmodernismul românesc în proză este invenția lui Mircea Nedelciu. El era și un foarte, foarte impresionant cap teoretic, cum se spune. Era la zi cu cele mai noi teorii din Franța, din Statele Unite, pe care le și teoretiza în scrierile lui, așa cum a făcut de pildă într-o prefață la Tratament fabulatoriu, o carte fabuloasă, ca să continui eufonic descrierea ei, până la experimentele pe care l-au conectat cumva de celebra școală franceză Ulipo, care sunt vizibile mai ales în primele lui cărți. Sigur că dispariția lui atât de tragică, la o vârstă în care, iată, scriitorii parcă încep să devină cu adevărat maturi, după 60 de ani, și avem exemple și în cultura română și în cultura universală, oameni care
la 60-70 de ani, scriu mai bine ca niciodată. Sunt sigur că Mircea Nedelcea ar fi făcut parte din această categorie, pentru că era un om cu vână, cum se spune. Era, purta în el toată acea contradicție de om de la țară, care era lipsit de iluzii, nu se mințea absolut niciodată în legătură cu nimic, și în același timp era un poet fantast, era cineva, un visător, care și punea în practică ceea ce visa. Deci ar fi fost șanse mari ca el să ne dea cărți din ce în ce mai importante, cărți care să îl placeze acolo unde pentru noi, cel puțin cei care am fost contemporani, cei care am fost apropiați, este deja. Doamna Mariana, vă rog să ne povestească puțin despre aventura publicării acestui roman, Femeia Roșu. Nu, n-am să vă rețin foarte mult, dar dacă nu aș spune câteva cuvinte, aș rămâne cu oarecare frustrare. Deci eu am fost în 1983 redactorul romanului Zlobra de Câmpie, care a apărut la Editura Militară, așa cum ne-a spus deja Ion Bogdan Lefter. Eu eram atunci la începutul carierei, deci sunt 40 de ani de atunci, și am fost foarte emoționată să văd cum acești tineri obzeciți, scriitori, vin spre editura noastră, care era o editură departamentală, așa, cu speranța că vom putea deschide un drum împreună, noi ca editură și ei ca tineri scriitori. Bogdan știe, sunt foarte emoționată și el a făcut parte, în afară de Mircea Nedelciu, din grupul celor care au avut încredere în noi. Chiar cu Bogdan am scos Jean Bart, nu? Europolis, o ediție, și acea ediție minusculă de povestire ale lui Marin Preda, Albastra Zarea Morții, nu? Nu? Cum? Apa lui Basiu, că înseamnă cu altcineva am scos așa. Și ceea ce vreau să vă spun este că atunci când Mircea a venit la noi, el era deja consacrat, luase și premii pentru volumele de proză scurtă și a venit, de fapt, un volum de proză scurtă. Deci Zmeura de Câmpie nu a fost de la început roman. L-am citit și văzând că se reiau teme, că personajele apar și reapar, i-am propus să facă un roman. Mi s-a părut, deci nu știu, a fost instinctul meu că merită să încerce. Și el, care bineînțeles era un tip căruia îi plăceau provocările, a acceptat și a scris romanul Zmeura de Câmpie, pentru care eu îi mulțumesc. Am simțit atunci, sau că din acel moment începe cariera mea de redactor. Cea de-a doua experiență pe care am trăit-o, deci, cu Mircea Nedelciu, deci a fost în legătură cu Femeia Roșu. Editura Militară a fost, cred că, prima editură sau a doua, după ce fuseseră refuzați de o altă editură. Editura căreia cei trei autori i s-au adresat. Au venit, deci, cu un format. Am fost invitată la Timișoara, țin minte și acum, apropo de ce spunea Adriana, că Mircea Nedelciu fuma, eu m-am dus cam la o săptămână după ce el a plecat și am stat în camera în care Mircea fumase atâta vreme și Adriana se tot scuza, eu nefiind fumătoare, și am pornit, mă rog, în calitate de redactor, împreună cu Adriana Babeț și cu Mircea Mihăiești, pentru că Mircea se întorsese la București. Deci am început să citesc romanul și am, cred că am stat două săptămâni acolo, mă rog, ei m-au familiarizat chiar și cu zone din Timișoara care erau evocate în carte, deci casa Anei Cumpănașu, care exista și atunci, părăsită, mă rog, după ce ea fusese asasinată. Am venit la București, noi la Editura Militară aveam dublă cenzură, adică
aveam prima cenzură la Consiliul Politic Superior al Armatei, mă rog, care era coordonat chiar de Ilie Ceaușescu, și aveam a doua cenzură la Consiliul Socialist, mă rog, acolo unde toate editurile treceau prin furcile caudine. Și cred că a fost o perioadă de așteptare și, mă rog, lucrurile au rămas undeva cam după un an de zile, deci au rămas, nu s-au rezolvat. Și apoi a venit 89, după 89 cei trei autori s-au întors la noi cu propunerea de a edita totuși romanul, ei mai lucraseră. Ioan Talpeș era atunci, devenise directorul editurii după ce plecase colonelul Zampi. Bogdan, tu ți-amintești, nu? De, van, mă rog. Da, Florian Tucă era redactor șef Untului Tucă, deci cam asta era urmărea asta. Dar de Ioan Talpeș știe toată lumea, că după Revoluție, mă rog, a avut o ascensiune asta. Și nu știu de ce, mă rog, au fost ezitări, poate legate și de partea financiară, cert este că băieții s-au supărat și au plecat la Carta Românească și poate bine au făcut, mă rog, a avut un traseu fulminant Carta. Atât am vrut să spun că, într-un fel sau altul, prima parte a carierei mele profesionale a fost legată de această generație 80. Cred că și Florin Iarnu, nu? Am colaborat și cu George Cusnarencu, și cu, mă rog, Nic Iliescu, și cu Tudor Dumitru Sabu, și așa mai departe. În afară de această colaborare, pentru că aici s-a vorbit despre prietenia și sentimentul de prietenie pe care Mircea îl dezvolta în relațiile cu cei din jurul lui, cred că și eu m-am bucurat și poate confirma Alena, soția lui. Deci am fost alături de ei în momente importante din viața lor, la nașterea copiilor, așa ca o paranteză, când redactam Smeura de Câmpie, Mircea mă invita în cișmigiu unde trebuia să-l plimbe pe Muguri, care era mic, și stăteam acolo printre leagăne și stăteam, mă rog, la locul cu nisip. Și eu eram foarte speriată, pentru că mi se părea că nu-l supraveghează îndeaproape, atent să mai facem modificări și să lucrăm, și tot timpul mă tempera și îmi spunea, nu, nu ai grijă, copilul se descurcă. Mă rog, deci astea au fost lucrurile frumoase și multe, multe alte lucruri pe care nu pot și n-am să le uit și îmi pare bine că, mă rog, cu Mira chiar am păstrat o relație frumoasă, o relație de prietenie și vă mulțumesc, îți mulțumesc, Iuliana, că ai avut această idee extraordinară, chiar să ne adun pe toți cei care l-am cunoscut și l-am iubit. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează o scurtă secvență din emisiunea pe care am urmărit-o deja, față-față cu autorul, sau mici colaje din alte emisiuni, după care vă invit să servim un pahar de vin și să urmărim în continuare câteva emisiuni pe care le-a realizat Mircea Nedelciu sau la care a fost invitat. Imaginile pe care le vedeți sunt acum arhivă. Sunt doar câteva momente păstrate pe casetă din luna februarie anului 1996, de la o dezbatere cu Cărțile pe Față despre cartea lui Gheorghe Crăciun, antologia de texte teoretice ale generației 80, competiția continuă, și din iunie 1998, în plină transmisiune în direct de la Târgul de Carte Bucarest. Atunci live, acum istorie. Pentru unii, o istorie recentă, dureroasă, frustrantă, cu personaje dispărute tragic și prematur, pentru alții, cu siguranță, o istorie obișnuită sub zodia fatalismului transformat în normalitate, în banal, în cotidian. Aceste imagini care asaltează acum memoria afectivă și culturală nu sunt însă decât un simplu suport. Dincolo de ele, mereu aceleași, rămân cărțile, pentru fiecare cititor potențial, de fiecare dată altele. Literatura sau viața?